Bună dimineața, sunt Raluca Alhadad. Este ora 9, sunteți la Prima News. Rusia sărbătorește astăzi așa numita zi a victoriei asupra armatei naziste, iar Europa sărbătorește pacea și unitatea. Vladimir Putin va ține tradiționalul discurs în Piața Roșie, acolo unde va avea loc și parada militară. Ce va spune însă Putin poporului de ziua victoriei în condițiile în care pierderile în războiul din Ucraina sunt tot mai mari, vom afla împreună. Ordonanța austerității ar urma să ducă la o reducere cu 5,3 miliarde de lei a cheltuielilor, în condițiile în care de la buget lipsesc cam 20 de miliarde de lei. Guvernul a publicat ieri, prin Ministerul Finanțelor, actul normativ prin care încearcă să reducă acest deficit. Proiectul prevede reducerea cheltuielilor cu 10% în instituții publice, interdicția ca acestea să achiziționeze autoturisme, mobilier și birotică, dar și oprirea angajărilor la stat, cu unele excepții. De asemenea, numărul de posturi din cabinete și cancelarii se înjumătățește. Președintele USR Cătălin Drul a avertizat însă că ordonanța de urgență pe care o pregătește guvernul va bloca primăriile din toată țara. Primari de toate culorile politice, nu numai primarii USR, sunt nemulțumiți, pentru că în timp ce ei au bugete echilibrate, fără deficit spre deosebire de bugetul de stat, li se impun reguli generice, adică nu mai au voie până la urmă să gestioneze banii, a spus liderul USR. Iar purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, spune că numărul ministerelor este, din punctul lui de vedere, unul rezonabil în comparație cu guvernul Dăncilă, care avea 27 de ministere. Reducerile pot viza bunurile și serviciile, achiziția de autoturisme, telefonie mobilă, mobilier, achiziții care nu sunt neapărat urgente sau necesare, a declarat el aseară în emisiunea Proiect de Țară România. În schimb, UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare dacă PNL va lua la rotativă Ministerul Mediului, condus acum de Tantoș Barna. Nu suntem de acord. Nu cred că există argumente care să justifice ca rolul UDMR în guvernare să scadă. Luăm în calcul și varianta ieșirii de la guvernare, a declarat liderul deputaților UDMR, tot în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Iar Camera Deputaților și Senatul se reunesc astăzi de la ora 13 pentru a vota un nou președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Pentru conducerea ANCOM candidează și fostul social-democrat Valeriu Zgonea. El a fost achitat anul trecut pentru trafic de influență. Schimbăm acum registrul și vorbim despre un caz uimitor la Iași. Un paramedic de la ISU Iași a fost arestat preventiv pentru trafic de heroină. Bărbatul, un angajat model, acționa împreună cu alte trei persoane, cu ajutorul cărora vindea substanțele interzise clienților fideli din județ. Cu banii obținuți, paramedicul și-ar fi cumpărat mai multe mașini scumpe și chiar case. Știri externe acum. Rusia sărbătorește astăzi victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Din Piața Roșie nu va lipsi grandioasa paradă militară, însă în condiții de securitate, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a lovit Moscova cu drone. Vladimir Putin, ministrul apărării și alți oficiali de rang înalt sunt așteptați la parada, care include de obicei tancuri, lansatoare de rachete intercontinentale și trupe de marș. Pe de altă parte, rușii s-au dezlănțuit în Ucraina și au bombardat nemilos Kievul cu drone iraniene, chiar înainte de ziua victoriei. Între timp, la Bahmut, mercenarii Wagner atacă furibund, după ce au renunțat la planurile de retragere și încă mai speră că pot cuceri orașul. Iar primul portret oficial al regelui Charles al III-lea a fost prezentat public aseară pe contul Twitter al familiei regale. Purtând coroana imperială pe cap, sceptrul în mâna dreaptă și globul în mâna stângă, suveranul fixează cu privirea obiectivul aparatului de fotografiat. Portretul oficial este însoțit de un text semnat chiar de către Charles al III-lea. Soția mea și cu mine ținem să adresăm cele mai sincere și calde mulțumiri tuturor celor care au contribuit la transformarea acestui eveniment într-un moment atât de special, a scris el. Sport acum, lupta la titlu rămâne strânsă. FCSB a învins-o pe Șep și după un meci spectaculos și pune presiune pe liderul Superligii. Și încă un finanțator din fotbalul românesc aruncă prosopul în Superligă. Exasperat de arbitri, Neluțu Varga nu mai vrea să bage bani în CFR. Speriat că vin vremuri grele, președintele Balaj strânge cureaua în gruia.
Meteo, acum vremea este deosebit de rece, cum probabil ați observat astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Plouă în sud-est, în sud-vest și la munte, iar în Carpații meridionali și occidentali, la peste 1700 de metri altitudine, vor fi ninsori și lapoviță. Am revenit în studio unde astăzi, pe 9 mai, discutăm de evenimente în oglindă. Pe de o parte, Ziua Europei, pe de altă parte, Ziua Victoriei în Rusia. Invitații acestei ore sunt Mihai Isac, redactor șef Politica Externă, Robert Schwarz, jurnalist Deutsche Welle, Marin German, lector Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Mihai, o să avem sărbări în oglindă. Absolut, este și o ce înseamnă fiecare din aceste sărbări? Care îi răspunde celeilalte? Aici mă refer mai degrabă la Ziua Victoriei, unde este o simbolistică aparte. Da, Vladimir Putin a reușit cu ajutorul imensului său aparat de propagandă să reinițieze această comemorare a unei victorii. A redenumit întregul război mondial. Da, practic a reinterpretat istoria. În primul rând, această victorie asupra Germaniei naziste nu aparține doar autorităților ruse sau doar poporului sovietic. Poporul sovietic n-ar fi putut înfrunta furia nazistă dacă nu ar fi beneficiat de ajutorul american prin celebrul de list din acea perioadă, dacă nu ar fi beneficiat de ajutorul englezilor sau francezilor. Inclusiv trupe franceze au luptat în Austria, în URSS împotriva nemților. Și inclusiv soldați din trupele coloniale indiene, franceze, engleze, care au luptat pe fronturi împotriva Germaniei naziste. Vladimir Putin folosește acest 9 mai pentru a-și consolida puterea la nivel intern și pentru a arăta lumii că Rusia este încă o putere la nivel mondial. Dar această a 78-a aniversare a victoriei împotriva Germaniei naziste practic și-a pierdut caracterul inițial de a celebra o victorie comună împotriva unui flagel, flagelul nazist, pentru că dacă ne aducem aminte în epoca Yeltsin, la aceste comemorări participau inclusiv șefi de stat din Occident, inclusiv șefi de stat din Germania sau din Franța sau din Marea Britanie, se adunau pentru a celebra, de fapt, unitatea împotriva unui rău suprem. Dar partea rusă a preferat să joace această carte a războiului în continuare, folosește această simbolistică a terorii împotriva altor țări și în acest moment practic asistăm într-un duel al acestor sărbători, în timp ce la București și în alte capitale europene se sărbătorește o zi a unității, o zi a iertării, în care am înțeles că au fost făcute anumite greșeli și încercăm să trecem peste asta și să devenim o familie mare, politică, economică, socială, pentru a crește împreună ca un tot unitar. Partea rusă preferă în continuare să folosească divideri din impera și folosește această simbolistică tocmai pentru a semăna discordie între popoare, tocmai pentru a semăna ură și pentru a chema la declanșarea unor noi conflicte, dacă ne uităm la cum acționează Federația Rusă în alte părți ale lumii. Iar faptul că în acest moment doar 6 șefi de stat din spațiul CSI au venit de voie de nevoie chemați la curtea țarului Putin, arată practic cât de mult este slăbită influența Rusiei în afara arealului său. Aș vrea să vorbim și cu domnul Marin German. Din 2003 și Ucraina sărbătorește Ziua Europei, dar nu odată cu restul Uniunii, ci în a treia sâmbătă a lunii mai, care în acest an pică pe 20 mai. Și am văzut, deși nu sărbătorește astăzi Ziua Europei, totuși Volodymyr Zelensky a făcut niște declarații ieri care au legătură și cu sărbătoarea din Rusia de data aceasta. Ce înseamnă astăzi, în acest an, 9 mai, în Ucraina, având în vedere ce se întâmplă de un an și ceva acolo? Volodymyr Zelensky a declarat recent că nu va mai sărbători 9 mai ca fiind ziua victoriei în contextul proceselor politice din Ucraina și a războiului în special. Vreau să vă zic că ruperea aceasta treptată a Ucrainei de simbolurile politice ale Uniunii Sovietice și Federației Ruse s-a produs treptat în Ucraina, lucru care a deranjat foarte mult Moscova în ultimii ani. Ucraina a renunțat să sărbătorească ziua victoriei în sintagma
Marele Război pentru apărarea patriei și folosește cel de-al doilea război mondial după modelul occidental. Și Rusia a acuzat Ucraina acum 4 ani că preia modelul neonazist și de aici a și pornit toată această narațiune falsă despre neonazismul ucrainean exploatat la maximum acum în contextul invaziei la scară largă împotriva Ucrainei. Zelenski a declarat zilele acestea că începând cu anul viitor nu va mai fi 9 mai ziua victoriei și nici a reconcilierii. Toate aceste evenimente comemorative vor avea loc pe 8 mai, iar 9 mai va fi, ca și în celelalte state europene, ziua Europei. Este, cred că, ultima ruptură simbolică a Ucrainei de trecutul sovietic. Și ruptură care a fost necesară, Zelenski a mai remarcat că nu doar rușii au contribuit la victoria împotriva nazismului, ci în egală măsură și ucrainenii, care reprezentau nucleul armatei sovietice din trecut și nimeni nu are dreptul să privatizeze această sărbătoare și să o exploateze din punct de vedere politic. Vedem această suprapunere de semnificații politice, inclusiv în contextul războiului ruso-ucrainean. Fiecare vrea să demonstreze, să arate întregii lumi că a fost meritul poporului său în combaterea nazismului și că nimeni nu are dreptul să privatizeze trecutul istoric acesta comun ruso-ucrainean, destul de încălcit de altfel dacă vorbim de istorie. Rușii au redenumit războiul mondial, al doilea război mondial, i-au spus Marele Război pentru apărarea patriei. Cum se vede acest lucru acum, având în vedere că ne punem problema dacă nu cumva atacul cu drone asupra Kremlinului a fost chiar un scenariu de partea rusă ca să aibă noi argumente pentru violența din Ucraina? Pare a fi așa, noi nu avem probe dacă a fost atacat Kremlinul de Rusia, de Ucraina sau de orice altcineva. Cert este că în momentul de față Kremlinul are nevoie de alte justificări ale continuării acestei, în ghilimele spus, operațiuni militare speciale pe teritoriul Ucrainei pentru o reîmpărțire în continuare a sferelor de influență pe seama statelor care cândva faceau parte din Uniunea Sovietică. A spus foarte bine de Marele Război pentru apărarea patriei, că este o sintagmă atât de importantă la nivelul mentalului colectiv rus. Uneori mi se pare că mai important este această sintagmă decât Crăciunul sau Paștele, cu toate că Rusia se poziționează și ca... Și sună de parcă Rusia s-a luptat cu întreg mapamondul, cu întreg restul lumii. Să știți că narațiunea este continuată și în momentul de față. Ei zic că noi am învins nazismul, noi ruși am învins nazismul atunci și noi rușii acum de unii singuri luptăm împotriva agresiunii NATO pe teritoriul Ucrainei și noi vom învinge NATO de unei singuri. Deci, narațiunile false actuale se suprapun peste poveștile false din trecut. Deci e ca o continuare și ei seamănă pe acest ogol sol fertil al mentalității colective ruse noi narațiuni false bazate pe cele din trecut. Deci o suprapunere, etaje întregi de narațiuni false bazate pe mistificarea istoriei. Da, trebuie spus că Ursula von der Leyen a ajuns deja la Kremlin, la Kiev, în timp ce în Piața Roșie sunt deja expuse rachetele nucleare care participă la paradă, iar rachete antiaeriene protejează această paradă, pentru că, așa cum spuneam, în acest an parada din Piața Roșie are loc în condiții sporite de securitate, justificate sau nejustificate, apropo de declarațiile Moscovei, cum că Ucraina a atacat Kremlinul și tot ce știm din ultimele zile. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Robert Schwartz, vedem ziua Europei. O întrebare poate meschină, cât costă serbările datei de 9 mai în Rusia versus Europa? Ca să începem așa, altfel decât tradițional, o discuție despre istorie. Cât costă în bani, nu putem ști, pentru că niciodată nu vom afla cât s-a investit în organizarea... Punând aici în paralelă comportamentul european versus lipsa de modestie și dragostea de imagine sclipitoare a Moscovei. Da, ceea ce vedem la Moscova nu e o premieră. Ne aducem aminte numai târziu decât acum 40-50 de ani. În România, alt dictator, Ceaușescu, încerca să redenumească și să redefinească istoria. Actul de la 23 august 1944
în manualele de istorie comuniste era supranumit insurecția antifascistă și antiimperialistă. Da, Putin redefinește tot ceea ce s-a întâmplat în timpul Uniunii Sovietice, uită că în armata sovietică au luptat cot la cot și alții, nu numai rușii și ucrainenii, pe ucrainenii au uitat de tot. Ceea ce se întâmplă acum este continuarea, pe de o parte, a propagandei deșănțate de la Kremlin, pe de altă parte, disperarea cu care Putin încearcă să mimeze o normalitate. Pe de altă parte, la Kiev vedem o îndreptare treptată, dar continuă, înspre valorile europene. E un semnal puternic prezența Ursulei von der Leyen la Kiev. Este a cincea prezență a șefei Comisiei Europene în Ucraina după declanșarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Și dacă vedem și urmărim cu atenție declarațiile foarte bune ale președintelui Zelenski, fac o paranteză, comunicarea Kievului este impecabilă, paranteză închisă, vedem că de fapt Ucraina declară că așa cum a luptat împotriva nazismului acum 78 de ani, astăzi luptă împotriva rușismului. Este un joc de cuvinte între Rusia și fascism și e un termen, cred, care va intra în istorie. Și paranteză la paranteza dumneavoastră, aceste declarații au fost întotdeauna excepționale și Zelenski s-a făcut remarcat la nivel mondial pentru aceste intervenții. Foarte adevărat, și are o echipă profesionistă cu care colaborează foarte bine și oameni pe care ascultă. Adică e o comunicare internă și externă impecabile, amândouă. Revenind la cele două date istorice, 8 versus 9 mai, ieri, 8 mai, la Berlin au fost câteva momente mai tensionate când unii berlinezi sau, mă rog, cetățeni prezenți la Berlin au încercat să arboreze steagul Rusiei sau steagul sovietic. Un tribunal administrativ superior a interzis arborarea acestor două drapele în data de 8 și 9 mai 2023. Pericolul ca aceste simboluri să fie folosite în scopuri propagandistice împotriva Ucrainei a fost prea mare, a decis acest tribunal. Vom vedea ce se întâmplă astăzi, pentru că la monumentul eroului sovietic s-au anunțat câteva proteste, sunt probabil 200 de oameni care se vor aduna acolo. Ieri au fost până în 100 de oameni la diferitele locuri unde sunt monumente sovietice. Majoritatea germanilor și majoritatea berlinezilor continuă, marea majoritate, să sprijine Ucraina în acest război împotriva agresorului rus. 9 mai, o zi a unității, ziua Europei, în 1950, ministrul de externe francez de atunci, Robert Schuman, a publicat acea declarație faimoasă care a pus bazele unei Uniuni Europene. A fost mai întâi o Uniune a cărbunelui și oțelului care s-a extins apoi. O Uniune din care, la un moment dat, vor face parte și Ucraina și Republica Moldova. Să nu uităm că în acest război și Republica Moldova joacă un rol foarte important și poate deveni oricând parte în acest război, în această agresiune a Kremlinului împotriva democrației și împotriva lumii libere. De ce să nu o spunem așa? Domnule German, apropo de ce spunea domnul Schwarz, apropo de arborarea steagurilor, am văzut și în Turcia un incident. Despre ce a fost vorba? Delegația rusă și delegația Ucrainei au ajuns la niște violențe. Despre ce e vorba și vorbind în acest context al simbolurilor, ce înseamnă, cât de importantă este arborarea sau nu a unui steag la o întâlnire, la o întrunire de mai mare sau mai mică vizibilitate?
Da, acolo a avut loc un incident între doi reprezentanți parlamentari ai două state, Ucraina și Rusia. Reprezentantul Rusiei s-a ratat a fi evident deranjat de prezența drapelului ucrainean în Turcia și a încercat să ia în fața unor jurnaliști acel drapel și... A încercat efectiv să-l smulgă. Da, a încercat să-l smulgă și reprezentantul ucrainean l-a luat la bătaie și l-a certat. Eu am urmărit rețelele de interacțiune socială și ce scriu ucrainenii, cel puțin cei ruși, despre asta și reacțiile sunt opuse. Ucrainenii spun că ce bravo este acel parlamentar ucrainean și trebuia, din potrivă, să fie mult mai dur cu agresorul, care nu le lasă liniște nici măcar pe reprezentanții statului ucrainean pe calea diplomatică. Și, din potrivă, acest eveniment a fost prezentat de presa guvernamentală rusă ca un act agresiv al neonaziștilor ucraineni împrăștiați prin lume și vedeți cum acești reprezentanți nu au nicio milă față de reprezentanții statului rus și ce căuta acel drapel ucrainean în Turcia, cu ce ocazie trebuia să fie el acolo. Deci două lumi izolate din punct de vedere informațional, un eveniment care, cel puțin mie, mi se pare clar, nu este corect să smulgi un drapel de la o întâlnire diplomatică și lucru care pare a fi absolut normal pentru cititorii sau telespectatorii din Federația Rusă și chiar încurajat, este și încurajat acest act și trebuie cumva repetat. Un lucru absolut uimitor ce se observă în ca reacție în social media. Dacă în civilie, să spunem așa, drapelul este mai mult sau mai puțin înțeles, în armată știm cu toții ce înseamnă steagul și ce forță poate să dea uneori trupelor atunci când sunt în luptă. Ce înseamnă acest incident pe teritoriul Turciei, care este și membru NATO, dar în același timp și oarecum un apropiat al Rusiei și încearcă să erigeze în negociator, în intermediar în aceste discuții? Turcia a vrut de la bun început să fie un mediator și mediator constructiv. Nu pentru că își dorește neapărat finalizarea cu orice preț acestui conflict. Turcia a încercat să beneficieze din punct de vedere geopolitic și al reputației internaționale în urma medierii acestui conflict. Au fost și runde de negocieri pe teritoriul Turciei, ceea ce nu a reușit să facă. Bine, există dosarul cerealier care este într-un fel și meritul Turciei și aici eu observ și o poziție foarte reținută, inclusiv a politicienilor de la Kiev și analiștilor de acolo. Nu este criticată Turcia. Ucrainenii înțeleg că Turcia, cu toate că are legături specifice cu Federația Rusă, dar este și stat membru NATO, are un cuvânt de spus în acest conflict și în special în gestionarea crizelor apărute, multiplilor crize apărute în zona extinsă a Mării Negre. Vorbim de control asupra strâmtorilor, vorbim despre dosarul cerealier, porturile ucrainene și acest acces sau neacces al flotei ruse la rutele acestea ține de Marea Neagră. Știți cum este totuși este un stat membru NATO și un stat important pentru această ecuație geopolitică. Unii au criticat Turcia în ultima vreme spunând că Turcia totuși face locul Federației Ruse și nu sprijină Ucraina sau o sprijină mai mult declarativ. Și vedem cum chiar în aceste zile sunt foarte multe discuții în Turcia despre dosarul acesta a crizei ucrainene, la care participă cu un oarecare entuziasm reprezentanții Federației Ruse, spre deosebire de celelalte inițiative care au fost multiple. Ne aduce aminte de Japonia, de Polonia, de Elveția și multe alte inițiative mici sau mari, Israel sau Canada. Turcia totuși este acceptată de Rusia și sunt mai multe semne de întrebare de ce este acceptată și de ce acest proces de negociere este totuși limitat. Nici nu avem prea multă încredere în Turcia ca mediator în ambele state, dar nici nu este o neîncredere totală, ceea ce este important. Și oricum Zelenski spune că va avea loc vreo negociere după ce Rusia se retrage din teritoriile ocupate, deci asta îndepărtează și mai mult speranța unei negocieri
profunde. Aș vrea să vorbim, să facem o introducere istorică și poate mai aprofundată decât am făcut-o în minutele anterioare, referitor la Ziua Europei. Avem data de 9 mai, da, Comunitatea Cărbunelui și Oțelului. Mai există în paralel și data de 5 mai, înființarea Consiliului Europei, care este altceva decât Consiliul European, instituție care reprezintă și ea o altă formă de înființare a Uniunii, mai degrabă în materie de drepturile omului, democrație, stat de drept. Ce sărbătorim la 9 mai este această Uniune Economică, o înțelegere, după declarația lui Robert Schuman, propunerea de a face această Uniune Economică în așa fel încât statele din zona europeană să nu mai treacă printr-o agresiune, să nu mai poată să declare război între ele. Așadar, ce înseamnă 9, 5 mai și Uniunea Europeană de astăzi? Trebuie să ne imaginăm cum arăta Europa după al doilea război mondial. Aveam un teritoriu distrus, aveam state slăbite de război, aveam zeci de milioane de morți, aveam economii în ruină, erau practic deplasări de populații imense, se descoperea ce s-a întâmplat în lagărele de concentrare, era această povară asupra Europei Occidentale de a reclădi cumva lumea într-o încercare de a evita greșelile după primul război mondial, când anumite condiții de pace impuse Germaniei au dus la favorizarea apariției unui militarism agresiv care a degenerat în regimul nazist și după aceea în al doilea război mondial. Erau chiar în 1945, până la celebrul discurs al lui Churchill cu cortina de fier, a fost chiar o încercare de a găsi un modus vivendi cu URSS-ul. Trebuie de subliniat că Moscova, după ce a cucerit Berlinul și a mers mai departe, aveau chiar planuri pentru a extinde războiul în continuare pentru a ocupa întreaga Europa. Erau importante mișcări comuniste pro-Kremlin în Franța, în Italia, în alte zone. Deja, chiar dacă noi folosim data de 1 septembrie 1939 ca dată oficială de începerea războiului, el de fapt în alte părți ale lumii a început mai devreme. Inclusiv în 1937 începea agresiunea japoneză împotriva Chinei, care a lăsat urme adânci în mentalul colectiv chinez până în ziua de astăzi. Avem anterior războiul civil din Spania, unde un regim de dreapta sub generalul Franco cu sprijinul Germaniei. Un război foarte dur. Da, și deci era un teritoriu practic lipsit de viitor. Aici intervine sprijinul Statelor Unite treptat prin celebrul Plan Marshall, pe care URSS-ul l-a refuzat și a obligat și vasalii săi deveniți peste noapte România, Polonia, Bulgaria și alte state rămase în lagărul comunist au fost forțate să renunțe la orice posibilitate de a beneficia de acest sprijin. Deja, practic, războiul rece începuse între Occident și Est. Erau diferite planuri ce să facă cu Germania, pentru că dacă în partea de vest și în partea de est pentru treptat până la înfrângerea definitivă a regimului nazist s-a găsit o limbă comună, trebuie să colaborăm pentru a îi învinge. După asta a intervenit lupta pentru supremație în Germania. Germania a fost împărțită în 4 zone de ocupație, cea sovietică care s-a transformat în Republica Democrată Germană, cea americană, engleză, franceză, care s-au transformat ulterior în Republica Federală Germană, iar în acest moment diferiți politicieni cu viziune au trecut peste ura de secole care era o constantă în relațiile dintre popoarele din Europa, chiar și din vestul Europei. Francezii și germanii au o istorie sângeroasă, să nu uităm faptul că războaiele napoleoniene, primul război mondial, au lăsat urme adânci în mentalul elitelor din aceste țări, și atunci s-au găsit câteva persoane cu viziune care au spus că trebuie să facem ceva. Și atunci intervin semnarea acestor acte și se pun practic bazele pentru crearea Uniunii Europene de astăzi. A fost un proces foarte lung, marcat de lupte politice interne, marcat de asediu permanent al URSS-ului împotriva oricăror forme de interacțiune europeană care nu erau sub controlul său. Avem practic o Uniune Europeană care astăzi învață din propriile greșeli. Uniunea Europeană a învățat din greșelile din Balcani, din anii 90,
a învățat din alte greșeli și uitați că în 2022-2023 reușește să răspundă cât de cât unitar, cu excepția Ungariei, să spunem, agresiunii militare din rusești din Ucraina. Nu știu despre ce va merge Uniunea Europeană, sunt diferite curente de opinie. O parte vor menținerea și consolidarea suveranității naționale a statelor, alții vor un stat federal european, alții vor o Uniune Europeană și mai unită prin abolirea treptată a statelor naționale. Uniunea Europeană este într-o continuă expansiune și asta este practic menirea sa pentru a include toate statele Uniunii Europene. Avem acest proces dureros în Balcanii de Vest. Avem problema prezenței Uniunii Europene în Caucaz, unde iar este un front între Uniunea Europeană și Federația Rusă. Avem problema Republicii Moldova, unde, cum spuneam și în alte dăți, avem peste 1 milion de cetățeni români, deci practic acești oameni sunt deja europeni prin acte. Urmează ca și statul Republica Moldova să fie integrat în Uniunea Europeană, dar spre ce merge Uniunea Europeană de astăzi nu putem spune. Putem spune că o altă formă mai bună în acest moment pentru România nu există. Pentru că dacă România nu era membră NATO, nu era membră UE, ceea ce se întâmplă acum, foarte expuși. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina se întâmpla în România. Federația Rusă controlează în Ucraina un teritoriu echivalent cu jumătate din teritoriul nostru României, național. Da. Deci este înspăimântător ce se întâmplă și este înspăimântător faptul că în România, faptul că în state europene avem persoane care sunt de acord cu această intervenție a Federației Ruse în Ucraina. Iar, interesant dacă acești oameni realizează atunci când spun aceste lucruri ce ar însemna să vedem în România ce vedem în Ucraina, așa cum spui și tu. Și da, nu cred că am vrea să știm cu adevărat. Deci este păcat că poate o să fie la un moment dat diferite filme făcute, să vezi cum veneau în Gara de Nord trenurile cu refugiații din Ucraina. Da. Și cum coborau copii cu mame cu copii. Da. Deci este exact cum povesteau sau cum cei care și-au prins bunicii, care au prins războiul și marea foamete. Avem cu toții povești, da, de la bunici. Da, deci, și despre ce însemna prezența soldatului rus. Și dacă aici ne uitam trebuie să luăm publicitate. Da. Trebuie să luăm publicitate. Nu vreau să stai ideea, dar revenim imediat după, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante și sunt lucruri care se petrec sub ochii noștri și este mult mai bine să le înțelegem decât să închidem ochii, pentru că sunt groaznice. Să le înțelegem și poate altă dată să le evităm. Publicitate și revenim. Am revenit în studio și vorbim de aceste festivități în oglindă. Domnule Schwarz, a fost criticată Germania foarte mult pentru gazoduct, Austria pentru relațiile economice cu Rusia. A fost o încercare cumva de a aplica principii europene, gen comunitatea cărbunelui și oțelului, să avem relații economice cu Rusia, să ajungă și Rusia să înțeleagă interesul și beneficiile păcii și relațiilor economice constructive în locul asemenea acestei abordări pe care o vedem, și a fost o inițiativă soldată cu un eșec, sau de ce sunt relațiile astea atât de strânse, care acum sunt foarte criticate? Cu siguranță că a fost o încercare de a coopera cu o Rusie care se anunța cât de cât democratică. Ne aducem aminte, în perioada președintelui Yeltsin, relațiile au fost extrem de strânse. Și au continuat să fie strânse, pentru că mai ales cancelara federală Angela Merkel a ținut aproape, să zic așa, și a încercat să-l țină aproape pe dictatorul de la Kremlin, pe Vladimir Putin, de ideea unei Europe unite. Dar cel târziu, la începutul agresiunii, până și Germania și-a dat seama că a fost o greșeală, și acel termen folosit de cancelarul german Olaf Scholz la o zi după începerea agresiunii rusești în Ucraina, Zeitenwende, deci o schimbare istorică a paradigmei, acel termen a intrat în mentalul colectiv german între timp. Toată lumea vorbește despre Zeitenwende, toată lumea își dă seama că a fost o greșeală să mergi alături de Rusia, care nu s-a schimbat brusc, ci a avut o schimbare continuă în ultimii ani, chiar zeci de ani, de fapt. Mai trebuie spus ceva. Germania a
pornit greu cu susținerea Ucrainei, mai ales cu susținerea militară, pentru că în plan umanitar și economic Germania a acționat exemplar. Militar a pornit greu, dar pas cu pas se pare că e un principiu destul de german de a acționa pas cu pas. Germania a devenit un susținător militar în prima linie, alături de Statele Unite și Marea Britanie. Dar și în ceea ce privește gesturile simbolice, Germania se arată o puternică susținătoare a Ucrainei. Chiar și aici, la Berlin, ieri, noul primar general, care este totodată și primul ministru al Berlinului, pentru că Berlin este un land federal, a participat alături de ambasadorul Ucrainei la Berlin la depunerea unor coroane de flori la monumentul central din Berlin, care aduce aminte de ororile nazismului și de victoria asupra nazismului. Deci un gest simbolic foarte important. Și cancelarul Scholz a transmis un mesaj pentru democrație, pentru statul de drept, pentru lumea liberă, un mesaj foarte clar de susținere a Ucrainei. Mi s-a părut foarte important, dacă îmi permiteți să revin pe scurt, la evocarea istorică înaintea calupului de publicitate. Bineînțeles, pentru că trebuie să înțelegem într-adevăr ce s-a întâmplat în Europa. Dar mi-aș permite o scurtă corectare. E un termen prea dur. S-a pomenit adineaur, s-a vorbit despre expansiunea Uniunii Europene. Ori cred că termenul nu este chiar potrivit. Este un proces de aderare la care participă statele dornice să fie integrate în această Uniune Europeană. Nu este o expansiune, în sensul, este da, o de cucerire, așa cum îl auzeam în istorie. Da. Deci, îmi pare rău, știu care a fost mesajul, dar cred că trebuie să fim foarte atenți la terminologie, da, pentru că știm cât de importante sunt nuanțele, mai ales în diplomație, sigur, iar ce vedem, sigur, zilele acestea poate fi rezolvat sau agravat chiar și de asemenea nuanțe. Mihai, aș vrea să te întreb și pe tine dacă ar fi avut vreo șansă vreodată această intenție, să-i spunem așa, a Germaniei, a Austriei, de a avea relații de tip european economice cu Rusia, având în vedere și ce vorbeam în pauza de publicitate. Literatura rusă arată mentalitatea rusă de secole. Ar fi putut să se schimbe mentalitatea asta marcată de atâta duritate, nu, și să se transforme în niște zeci de ani într-o mentalitate mai deschisă, mai apropiată de mentalul european? Apropo de ce vorbeam? Nu în generația noastră, pentru că inclusiv în momentul în care Imperiul Țarist, URSS-ul sau Federația Rusă a fost acceptată de către puterile occidentale ca jucător cu drepturi depline pe marea tablă de șah a lumii sau în Europa, totuși sistemul din interiorul entității statale țariste, sovietice sau rusești, a fost un sistem dur autoritar. Pentru că dacă ne uităm, inclusiv în primul război mondial sau în al doilea război mondial, democrațiile occidentale, de voie de nevoie, s-au unit cu URSS-ul pentru a lupta împotriva nazismului. Dar să nu uităm că înainte de a fi frați de arme împotriva nazismului, Germania nazistă și URSS-ul s-au înțeles foarte bine. Împărțirea Poloniei, Există populații germane în Rusia? Da, acele populații germane, așa numiți germani de pe Volga, sunt de fapt o rămășiță istorică a unor politici de colonizare cu etnici germani a anumitor teritorii de către Imperiul Țarist. Etnicii germani aduceau o cultură aparte, aduceau moduri de a face agricultură și industrie aparte, iar multe din familiile importante din Rusia de astăzi se trag din acești germani de pe Volga sau din germanii baltici, acei germani care ocupau funcții importante în statele actuale baltice, care au fost cucerite în 1721 de Petru cel Mare. Populații care au plătit cu sânge până la urmă faptul că au fost o carte de joc. Da, germanii de pe Volga au fost deportați, exact, de către URSS, precum au fost deportați și tătarii, cum au fost deportați și cecenii, și aici ne referim la pedepse colective.
colective, cum au fost deportați și sute de mii de români din Basarabia, din Bucovina sau din alte zone din Imperiul Sovietic, pentru că românii nu trăiesc numai în Republica Moldova sau în Ucraina, români trăiesc și inclusiv în Federația Rusă propriu-zisă, sunt câteva sute de mii de români sau persoane provenite din Republica Moldova. Avem zeci de mii de cetățeni de etnici români în Kazahstan, urmași ai celor deportați, sau avem chiar mici colonii de români prin Vladivostok sau pierduți în lume, duși așa cum din motive economice sau alte motive au fost nevoiți să plece. Asta este tot un impact al acestui Imperiu Sovietic. Este adevărat că contribuția popoarelor din sovietice, din fostul Imperiu Sovietic, la victoria împotriva nazismului, nimeni nu o poate nega. Deci nu putem exclude importanța sovieticilor în înfrângerea nazismului. Dar, totuși, trebuie să atragem foarte mare atenție la faptul că nu numai ei au luptat. Au fost inclusiv armata română, care a participat la marile bătălii pentru ocuparea Budapestei. Avem marile lupte din Munții Tatra. Dacă te duci în Slovacia sau în Cehia, vezi foarte multe monumente dedicate soldaților români care au murit în Munții Tatra. Deci, zeci de mii de oameni. Avem, practic, în 1943, Italia întoarce armele și sute de mii de italieni mor sau sunt răniți în luptele împotriva nazismului. Franța, chiar dacă este ocupată, mareșalul Charles de Gaulle evadează în, să spunem, în Marea Britanie și cu ajutorul britanicilor organizează așa numitele forțe ale francezilor liberi. Deci există un efort mondial de luptă împotriva nazismului. Nu putem arunca la coșul istoriei nici măcar rezistența popoarelor deja ocupate, faptul că avem marile insurecții din Varșovia din 43, din 44, avem luptele duse de către partizanii cehi împotriva naziștilor. Toate aceste eforturi au slăbit mașinăria de război nazistă, iar faptul că în acest moment Putin monopolizează această victorie împotriva nazismului este o insultă, practic, inclusiv pentru eroii armatei române care au luptat împotriva nazismului. Tot despre asta aș vrea să mai vorbim puțin cu Robert Schwartz. Am citit în copilărie o carte, dar nu mai aduc aminte acum, îmi pare foarte rău, de câteva minute mă chinui să mi-aduc aminte numele. Era vorba despre un soldat german care a fost deportat, a ajuns în Siberia. Povestește experiența lui acolo foarte grea, cu trăitul prin noroi, cum a construit un sat, a construit drumuri de lemn în satul respectiv, ajunge înapoi în Germania, nu se mai regăsește și vrea, cred că până la urmă, chiar se și întoarce în Siberia. Apropo de descoperirea sensului vieții, dar vorbim aici filozofic despre o realitate și aș vrea să revenim la tema istorică acestei populații germane din Rusia și la tot ce înțelegem din literatura apropo de mentalitatea rusească. Ce vedem în zile de acum? Este un fel de repetare a istoriei și cumva ironia faptului că ce povestim despre lupta cu nazismul se repetă acum în Ucraina. Cum putem să interpretăm aceste lucruri, să explicăm istoria în contextul actual? Nu este singurul moment în care, din păcate, greșelile făcute de-a lungul istoriei se repetă. Și e foarte important să citim, într-adevăr, experiențele celor deportați. Au fost deportați 100.000 de germani de pe teritoriul României, în Siberia. Mulți au pierit acolo, unii s-au întors, alții au fost duși înapoi în Germania. Și așa a început, de fapt, exodul populației germane din România, care s-a încheiat în 90-91. Dar acesta este un alt capitol în istoria comună europeană. Sigur că germanii au învățat și au fost obligați să învețe lecții dure în urma celui de-al doilea război mondial. Modul în care se practică în Germania asumarea istoriei și asumarea greșelilor mă face să cred că este singura modalitate de a feri un popor sau un stat de repetarea greșelilor. În Uniunea Sovietică istoria nu a fost asumată, a fost falsificată. Există un protocronism și acolo, așa cum există și în România de pe vremea
lui Nicolae Ceaușescu. Istoria este scrisă pe placul unor politicieni sau unor falsificatori. Da, și e greu de înțeles atunci când o modifici, și noi avem și în România niște inerții de tip rusesc, comunist, pe care poate nu le conștientizăm și ne-ar ajuta foarte mult să le înțelegem. Dacă nu putem să ne uităm la noi înșine, măcar să ne uităm la alte popoare care au interacționat cu poporul rus, ca să spunem așa, și poate înțelegem mai multe. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Din păcate am epuizat timpul, eu aș fi stat mult mai mult pe acest subiect, dar poate o să mai revenim în zilele următoare. Ne revedem la Fix. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 10, sunteți la Prima News. Rusia sărbătorește astăzi așa numita Zi a Victoriei asupra armatei naziste, iar Europa sărbătorește pacea și unitatea. Vladimir Putin va ține tradiționalul discurs în Piața Roșie, acolo unde va avea loc și parada militară. O să vedem însă ce va spune Putin poporului de Ziua Victoriei în condițiile în care pierderile în războiul din Ucraina sunt tot mai mari. Ordonanța austerității ar urma să ducă la o reducere cu 5,3 miliarde de lei a cheltuielilor, în condițiile în care de la buget lipsesc cam 20 de miliarde de lei. Guvernul a publicat ieri, prin Ministerul Finanțelor, actul normativ prin care încearcă să reducă acest deficit. Proiectul prevede reducerea cheltuielilor cu 10% în instituții publice, interdicția ca acestea să achiziționeze autoturisme, mobilier și birotică, dar și oprirea angajărilor la stat cu anumite excepții. De asemenea, numărul de posturi din cabinete și cancelarii se înjumătățește. Iar președintele USR, Cătălin Drul, a avertizat că ordonanța de urgență pe care o pregătește guvernul va bloca primăriile din toată țara. Primari de toate culorile politice, nu doar USR, sunt nemulțumiți, pentru că în timp ce ei au bugete echilibrate, fără deficit, spre deosebire de bugetul de stat, li se impun reguli generice, adică până la urmă nu mai au voie să gestioneze banii, a spus liderul USR. Iar purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, spune că numărul ministerelor este, din punctul lui de vedere, unul rezonabil în comparație cu guvernul Dăncilă, care avea 27 de ministere. Reducerile pot viza bunurile și serviciile, achiziția de autoturisme, telefonie mobilă, mobilier, achiziții care nu sunt neapărat urgente sau necesare, a declarat el aseară în emisiunea Proiect de Țară România. Iar UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare dacă PNL va lua la rotativă Ministerul Mediului, condus acum de Tanțoș Barna. Nu suntem de acord, nu cred că există argumente care să justifice ca rolul UDMR în guvernare să scadă. Luăm în calcul și varianta ieșirii de la guvernare, a declarat liderul deputaților UDMR, tot în emisiunea Proiect de Țară România, de la Prima News. În timp ce Camera Deputaților și Senatul se reunesc astăzi la ora 13 pentru a vota un nou președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Pentru conducerea ANCOM candidează și fostul social-democrat Valerius Gonea. El a fost achitat anul trecut pentru trafic de influență. Schimbăm acum registrul și vorbim despre un caz uimitor la Iași. Un paramedic de la ISU Iași a fost arestat preventiv pentru trafic de heroină. Bărbatul, un angajat model, altfel acționa împreună cu alte trei persoane cu ajutorul cărora vindea substanțele interzise clienților fideli din județ. Cu banii obținuți, paramedicul și-ar fi cumpărat mai multe mașini scumpe și chiar case. Știri externe acum. Rusia sărbătorește astăzi victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Din Piața Roșie nu va lipsi grandioasa paradă militară, însă în condiții sporite de securitate, după ce Rusia a acuzat Ucraina că a lovit Moscova cu drone. Vladimir Putin, ministrul apărării și alți oficiali de rang înalt sunt prezenți deja la parada, care include de obicei tancuri, lansatoare de rachete intercontinentale și trupe în marș. Iar în paralel cu parada, rușii s-au dezlănțuit în Ucraina și au bombardat nemilos Kievul cu drone iraniene chiar înainte de Ziua Victoriei. Între timp, la Bahmut, mercenarii Wagner atacă furibund după ce au renunțat la planurile de retragere și încă mai speră că pot să cucerească orașul. O știre mai relaxată acum. Primul portret oficial al regelui Charles al III-lea a fost prezentat public aseară pe contul de Twitter al familiei regale. Purtând coroana imperială pe cap, sceptrul în mâna dreaptă și globul în mâna stângă, suveranul fixează cu privirea obiectivul aparatului de fotografiat.
Portretul oficial este însoțit de un text semnat chiar de către regele Charles al III-lea. Soția mea și cu mine ținem să adresăm cele mai sincere și calde mulțumiri tuturor celor care au contribuit la transformarea acestui eveniment într-un moment special, a scris el. Mergem acum la paradă, la Moscova, o să vedem cum serbează Kremlinul data de 9 mai. Continuăm discuția începută ora trecută. Alături de mine este Mihai Isac, redactor șef politicaexternă.ro. De asemenea, a rămas cu noi și Robert Vars, jurnalist Deutsche Welle. Mi se alătură Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, și Adrian Niculescu, istoric. Deja la Moscova am văzut că a început parada, l-am văzut mai devreme puțin chiar și pe Putin, despre care unii spuneau că poate este bolnav și nu o să apară, alții spuneau că da, apare, iată, este acolo. A început defilarea, vedem aglomerația din tribune. Da, sunt oameni special selectați din organizații fidele regimului de la Kremlin. Deja s-au făcut diferite concursuri pe rețelele sociale pentru a primi locuri în aceste zone VIP unde poți viziona. Putin era însoțit de 6 șefi de stat din CSI și aici ne referim la șefii statelor central-asiatice, o zonă de influență tradițională pentru Federația Rusă, unde pierde deja teren în fața Chinei, și l-am văzut și pe premierul Erevan, premierul armean, dar acesta este sigur la Moscova în căutarea unui sprijin în războiul pe care îl duce cu Azerbaijanul pentru Nagorno-Karabakh și practic pentru supraviețuirea Armeniei. Deci prezența acolo nu este neapărat o susținere, da? Dar în momentul în care Uniunea Europeană nu acordă sprijinul unei anumite țări, aceasta este nevoită să apeleze la Federația Rusă. Istoric, Armenia are relații aparte cu Federația Rusă. Vedem garda de onoare a Kremlinului și aceste steaguri care sunt chiar steaguri de pe timpul celor de-al doilea război mondial. Iată-l pe Vladimir Putin. Da, acesta se înconjoară cu ceea ce el numește veterani, dar având în vedere că sărbătorim deja 78 de ani de la marea înfrângere a Germaniei naziste, o parte este clar că aceștia nu sunt participanți direct la acele conflicte. De-a lungul ultimelor decenii, Federația URSS și Federația Rusă au dat diferite legi prin care veterani ai războiului din Afganistan, veterani ai războiului, a intervenției din Cehoslovacia din 1968, au fost echivalați în drepturi cu acești veterani al celor de-al doilea război mondial și vedem cât de importantă este pentru Federația Rusă această componentă ideologică în războiul hibrid dus împotriva Occidentului și implicit împotriva României. Inclusiv participarea armatei române la zdrobirea, să spunem, a armatei naziste este practic trecută sub tăcere, așa cum este trecută sub tăcere și imensul sprijin material și financiar dat de către Statele Unite și Marea Britanie URSS-ului în lupta împotriva Germaniei naziste. Și cum spuneam și înainte, practic acest efort de război colectiv mondial a inclus și soldații din trupele coloniale britanice, inclusiv din India, sau trupele coloniale franceze recrutați din Algeria, Maroc sau alte zone arabe care erau atunci colonii. Deci este anormal pentru partea rusă să-și asume această victorie de sine stătător. Acesta este momentul culminant în, să spunem, primăvara geopolitică rusă de foarte mulți ani și vedem inclusiv obstinația cu care partea rusă organizează acest marș, inclusiv în timpul acestei invazii militare în Ucraina, iar astfel de manifestări au loc în mai multe orașe, chiar dacă mai puțin decât se așteptau, dar parada din Moscova este întotdeauna prioritizată și se fac cheltuieli foarte mari de la buget pentru toate aceste pregătiri. La această paradă sunt expuse astăzi și arme nucleare. Bine, nu este o noutate. Expunerea de arme nucleare nu este o noutate. Nu știm dacă acele rachete chiar au încărcătură nucleară, pentru că nimeni totuși defilează în propriu. Iată șeful armatei. Da, defilează, da, celebru ministru Șoigu. Dar în acest moment, întotdeauna Federația Rusă a folosit acest tip de paradă pentru a-și etala puterea militară și geopolitică. Nu este o noutate faptul că partea rusă folosește
în mod propagandistic sacrificiul făcut de 10 de milioane de persoane din popoarele care, din toate popoarele. Aș vrea practic să subliniez cifra, da? În 4 ani, în al doilea război mondial pe care el urmează marele război pentru apărarea patriei, ignorând celelalte popoare care au luptat împotriva nazismului, au murit undeva la 27 de milioane de ruși. Nu de ruși, aici, că nu de ruși, este vorba de 27 de milioane de persoane din tot arealul sovietic. Din tot teritoriul lor, da. Mulți erau ucrainieni, mulți erau persoane români sau alte etnii din actuala Republică Moldova. Au murit milioane de persoane din Asia Centrală, recrutate de către Stalin pentru a fi aruncate în cazanul războiului. Și totuși, tot aici aș vrea să subliniez ceva. Milioane de cetățeni sovietici au dezertat din armata sovietică, înrolându-se alături de Germania pentru a lupta împotriva comunismului. Deci a rămas celebru armata generalului Vlasov, unde practic germanii, fără a le acorda totul sprijinul de care aveau nevoie, totuși a reprezentat un punct de rezistență împotriva lui Stalin. Cu toate că nazismul era ceva înfiorător, pentru foarte multe popoare, comunismul sovietic, stalinismul era mult mai înfiorător și au preferat să lupte cu arma în mână de partea naziștilor împotriva dominației sovietice. Istoria este mult mai complicată decât o face Putin și să rescrie. Robert Schwartz, ce înseamnă în paralel cu această festivitate de la Moscova prezența Ursulei von der Leyen la Kiev? Este a cincea prezență a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Ucraina de la declanșarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei. E un semnal politic și, dincolo de acest semnal simbolic, este și un sprijin personal pe care Ursula von der Leyen îl dă poporului ucrainean. În toate discursurile ei ține să menționeze nu doar curajul poporului ucrainean, ci și faptul că apărarea Ucrainei nu înseamnă altceva decât apărarea democrației, apărarea Europei în fața agresiunii rusești. În timp ce la Moscova toată lumea bună din jurul lui Putin, în ghilimele evident, admiră puterea armatei ruse, în teritoriu lucrurile arată altfel și vedem asta nu în ultimul rând din declarațiile absolut halucinante ale liderului grupului paramilitar Wagner, care n-a făcut altceva decât să-i înjure pe ministrul apărării Șoigu, pe șeful statului major. Așa ceva încă nu s-a văzut în public, ca aliații să se spumega pur și simplu. Șeful Wagner pur și simplu spumega în ultimele declarații, spumega, în care cerea, da, muniție, armament. Sigur că aceste ieșiri sunt parte dintr-un instrumentariu al propagandei și al manipulării. Noi nu știm dacă într-adevăr există o ceartă, dar putem bănui că la vârf există forțe care nu sunt de acord cu politica lui Putin, indiferent dacă îl vor mai dur pe Putin sau mai puțin dur. Mai trebuie spus ceva. Chiar și președintele din Belarus, Lukashenko, este așteptat astăzi la Moscova într-o vizită de lucru, cum se spune oficial, pentru că de regulă Lukashenko în această zi de 9 mai e la parada militară din capitala Minsk. Ei bine, în acest an Lukashenko a fost convocat la Moscova. Vedem că Putin încearcă să strângă rândurile. Premierul Armeniei e acolo pentru că n-are încotro, Azerbaidjanul fiind sprijinit de Turcia. Am vorbit despre Turcia în prima parte a emisiunii și despre ceea ce se întâmplă acolo, un partener NATO care are relații strânse cu Rusia, dar în Nagorno-Karabakh, Rusia și Turcia sunt într-un război proxy și să nu uităm, Armenia, din păcate, pare să n-aibă încotro, să nu uităm, genocidul împotriva poporului armean acum peste 100 de ani, un genocid care nu a fost încă recunoscut peste tot. Da, turcii încă nu recunosc în Franța, și numărul uriaș de victime. Sigur. Și aș mai spune ceva în legătură cu Turcia. Trebuie să fim atenți ce se întâmplă acolo. Peste câteva zile vor fi alegeri prezidențiale
Și opoziția anti-Erdogan pare să fie foarte stabilă. Există semnale de acolo cum că Erdogan ar putea pierde aceste alegeri. Și trebuie să vedem dacă își face bagajele și pleacă acasă ca orice pensionar. Sau dacă va încerca, Șoigu, acum te întrerup puțin, Trump. Este salutul adresat de Șoigu lui Putin și acum începe discursul președintelui rus. Da, președintele Belarusului era în tribună. Era deja în tribună, da. Da. O să vedem ce declarații face Putin astăzi. Cumva fastul ăsta poate e privit altfel după fastul de la Londra de sâmbătă. Dragii veterani, poate a luat și asta în calcul Putin, nu știm. Сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Anunță, folosește un limbaj sovietic, le spune tovarăși, tovarăși ofițeri, tovarăși marinari, tovarăși sergenți, tovarăși. С днём победы. Și fericită pe toți cu ziua victoriei, день победы. Дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество. Și aduce aminte de generațiile anterioare, bunicilor care au luptat împotriva sau jertfit pentru salvarea omenirii de nazism. Aici este acel leitmotiv al discursului Putin. Переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война. Și acum face premierul Arnan și acum face o paralelă între ceea ce se întâmplă în Ucraina și lupta împotriva nazismului în al doilea război mondial. Nazism vechi, nazism nou. Nu враждебных народов ни на западе, ни на востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Spune că Federația Rusă, că poporul rus își dorește stabilitate, pace în toată lumea și practic dă vina din cauza războiului din Ucraina pe alții, nu Federația Rusă. Vorbește, învinuiește elitele globaliste de acest război și de război împotriva Federației Ruse. Провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Acuză elitele globaliste de rusofobie, naționalism agresiv. Человека человеком. Și vrea să și de celul de a subjuga Federația Rusă și poporul rus. Навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания. Ну, practic ceea ce face el este o reluare a semelor propagandei Federației Ruse în războiul hibrid dus împotriva Occidentului și inclusiv a României. Deci își asumă de sine stătător victoria împotriva nazismului și... Deci el e deja victorios împotriva nazismului. Da, și acuză elitele globaliste. Deci este, sunt teme care le regăsim practic în tot ce dorea să câștige Bahmutul ca să aibă o victorie și în teren de anunțat. Și aș vrea să trecem cu această idee la domnul general Bălăceanu. Bună ziua! Aș vrea să ne spuneți, în paralel cu aceste declarații, de ce vedem această intensificare a atacurilor în Ucraina? Bahmutul, care este o miză simbolică din nou, nu a reușit Putin să aibă o victorie clară în Bahmut până la această dată pe care și-ar fi dorit să o serbeze, să o poată invoca astăzi. Așadar, cum trebuie să înțelegem activitatea mai intensă a Rusiei în Ucraina din ultimele zile, domnule general? Slămați sistemul globalnei bezapasnosti și международного права. Nu cred că avem legătura. Revenim la ce se întâmplă acum la Kremlin, în Piața Roșie, la Moscova. Неизбежно оборачиваются трагедии. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Dă vina pe nazism și pe Occident pentru catastrofa care s-a abătut asupra poporului ucrainian astăzi, dar fără a menționa rolul lor în locuri, cum ai spus foarte bine, Bahmut sau în alte zone. Защитниках Отечества священно. Мы храним ее в наших сердцах.
отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом. Путин, Путин менționează despre bunătatea poporului rus, care, Великобритании, других государств, care, care luptă împotriva воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Și, și folosește și lupta Japoniei, lupta Chinei împotriva militarismului japonez în al doilea război mondial pentru a-și argumenta propria poziție de luptă împotriva naționalismului agresiv și acuză Statele Unite și Marea Britanie de faptul că susțin această agresivitate împotriva Federației Ruse și împotriva Chinei. Oricum este fascinant cum din acest discurs cel puțin până acum reiese cum Ucraina este distrusă de Occident. Domnule Adrian Niculescu, ce înseamnă discursul pe care, atât cât l-ați auzit și dumneavoastră din traducerea colegului nostru Mihai aici în studio, ce înseamnă practic acest discurs din punct de vedere istoric? Înseamnă o falsificare. De aceea cum colegul dumneavoastră foarte bine a punctat, este o tentativă a Rusiei de a confisca, dacă vreți, victoria împotriva nazismului, care de altfel a avut loc pe ziua de 8, capitularea este făcută pe ziua de 8 și cred că s-au discutat chestiunea aceasta, dar știm bine că rușii au cerut și atunci o ceremonie pentru ei special, generalisimul Zhukov a cerut să vină tot cortegiul acela de generali naziști condeniți, că era șeful statului și cel care Jodl și tot ceilalți să vină la Berlin pentru o ceremonie specială pentru ei, deși totul fusese aranjat în orașul Reims, lângă Paris, de fapt, Reims în ziua de 6. În ziua de 6. Și bă, trebuia să înceapă totul. 7 era o zi de comunicare a informațiilor și 8 era ziua victoriei. Iată, ei încearcă acum această falsificare. Vedem aici niște ofițeri, niște poști veterani, în fine, plini de decorații. Cât de departe suntem, și aici mă leg de ce a spus iarăși foarte judicios colegul dumneavoastră din studio, cât de departe suntem chiar de momentul 2005, când, de aducem aminte, printre invitați, se afla regele Mihai, care a fost evident cinstit drept ultimul șef de stat care mai trăia în vremea aceea. Și paradoxul face că tot Putin îl invitate, dar e un Putin versiune 2005, un Putin care era încă, deși semnale erau multe, dar era încă prezentabil, frecventabil, să spun așa. Frecventabil. Da, iată, regele Mihai în Piața Roșie, 60 de ani, erau 60 de ani de la terminarea războiului, suntem acum 18 ani și sincer a fost un moment emoționant și pentru noi români. Să-l vezi pe, rege, pe regele Mihai, care a comandat 23 august și întoarcerea armelor, în tribună acolo arăta încă foarte bine regele Mihai, a arătat în la sfârșit, atunci era încă oarecum în puterea vieții, avea 80 ceva de ani. În fine, era un cu totul alt moment. Iar acum, sigur, tentativă clară, fără discuție de confiscare, într-o paradă care, eu mă uit așa puțin și cu un ochi istoric, este jumate țaristă, jumate comunistă, sovietică. Și noi uităm la simboluri, la uniforme, sigur sunt niște uniforme mult mai frumoase decât mizerile alea comuniste din anii de până în, să zicem așa, 89-90, până la Marele Gorbachev. Dar ce vedem aici e așa o paradă, sigur, reglată perfect, trebuie spus, cum au rușii secretul. Bine, nu numai ei, am văzut și la englezi ce splendid se fac paradele, se învață ușor să faci parade, e mai greu la război. Însă aici vedem, să spun sincer, vedem un Putin, dacă erau speculațiile, tot așa la începutul emisiunii, spuneau dumneavoastră, dacă erau speculațiile în legătură cu boala domnului Putin, dacă vine, nu vine, eu aș îndrăzni să spun că un fel de Putin bolnav vorbește la microfon.
Și nu mă refer în special la un Putin fizic bolnav. Erau niște imagini la început care nici nu mi-am dat seama cine este. Un personaj buhăit, iertați-mi termenul poate neacademic, neștiințific, nemedical, un Putin buhăit, îngrășat, care acum parcă în picioare are o alură un pic mai bună, dar să nu uităm că anul trecut avea o păturică. Umbla cu o păturică după el, acum trecut, și acum, nu știu, nu am mai văzut păturica asta, poate o vedem mai târziu în momentul desilorii. Deci un Putin bolnav în toate sensurile, am putea spune, dar fizic diminuat, care face un discurs confiscator al unei istorii, fiindcă pe bună dreptate nu numai rușii, sigur rușii au avut o contribuție importantă și așa mai departe, dar iată, tot antevorbitorul meu vorbea despre grupurile care au combătut, sigur pe asta oarecum se bazează el, în special de ucraineni. Haideți acum să fim suntem exact la momentul salvelor de tun. Da. Ucrainienii care erau disperați după Holodomor, după foametea din anii 30, și o bună parte dintre ei a primit pe ruși cu pâine și sare. Și acolo a fost un general Vlasov, care a trecut cu un întreg corp de armată din partea lui Hitler. Un întreg corp de armată. Sute de mii de oameni. Generalul Vlasov, arhitrădătorul, megatrădătorul. Serghei Lavrov în imagine, da? Mihai, da. Mi-ai spus mai devreme cine a mai fost în imagine. Am văzut veterani, am văzut și femei militari, da, și femei erau veterani. Veterani ai războiului, veterani ai intervenției ruse în, a ofensivei militare ruse în Ucraina, veterani ai intervențiilor din Donbas și curând urmează să fie defilarea diferitelor forțe militare. Se pare că a fost foarte scurt discursul. Da, asta am vrut și eu să spun. Surprinzător, arată scurt, clar că mă așteptam să mai vorbească mult, dacă știam, mai traduceam noi aici, da, în direct. Era. Vedem de asemenea reprezentanța ai Patriarhiei Ortodoxe Ruse, care face parte din, practic, din armata rusă în acest moment. Patriarhia Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Rusă, este parte integrantă a aparatului de război dus de Rusia împotriva întregii lumii, împotriva Ucrainei, împotriva Moldovei și inclusiv împotriva României prin anumite tentative de corupere a diasporei române și din Occident. Deci, în acest moment, ne place, nu ne place, noi suntem într-un război cu Federația Rusă. Și ce spunea antevorbitorul meu, este adevărat, regele Mihai a fost unul din puțini șefi de stat care a primit ordinul Pobeda, cel mai înalt ordin, ordinul Victoriei, cel mai înalt ordin al URSS-ului. Și faptul că a fost premiat de către URSS arată importanța actului de la 23 august 1944. Și aș dori să adaug aici, în mitologia românească este faptul că noi atunci am fi trădat. Dar noi în 1944, prin acel act, practic am salvat România care o avem astăzi. Și nu am fost primii care am făcut această întoarcere a armelor. Primii care au întors armele au fost în 1943 italienii. Italienii care făceau parte sub Mussolini, care erau aliați strategici ai Germaniei naziste și care s-au dedat la războaie de cucerire în Libia, în Etiopia, în Albania, în Grecia, și unde și-au lăsat practic zeci de mii de morți pe oriunde au fost trupele italiene. Deci actul de la 23 august, urmat la foarte scurt timp de trecerea Finlandei în tabăra aliaților și de o insurecție înfrântă a slovacilor, tot împotriva naziștilor, era practic o măsură pe care elita politică românească de atunci a luat-o pentru a salva ce se mai putea. Robert Schwarz, apropo de durata acestui discurs, cum ți se pare? Da, a fost un discurs mai degrabă atipic, foarte scurt. Am văzut un președinte nervos, temător poate. Vocea suna altfel decât ne-am obișnuit în ultimii ani și mi-am adus aminte de un discurs pe care l-a ținut Putin în fața corpului diplomatic de la Moscova și un discurs plin de propagandă și de naționalism, populism deșanțat, iar la finalul discursului niciun diplomat n-a aplaudat.
Putin a mai făcut o încercare să spună, ok, eu am terminat. N-a aplaudat niciunul dintre diplomații occidentali și Putin a plecat supărat pe altă ușă decât au plecat după aceea diplomații. Acum, evident, militarii și politicienii prezenți l-au aclamat și au aclamat marea victorie pe care și-o arogă Putin, falsificând istoria, dar despre asta am tot vorbit și în această emisiune. E important să subliniem că falsificarea istoriei este un instrument central în fiecare dictatură. Am trăit și noi în România o falsificare care, din păcate, se mai vede și astăzi, la peste 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, și e foarte bine să atragem atenția asupra acestei propagande, asupra acestei falsificări. Mihai, mai spune-ne, mai avem un minut până la publicitate, mai spune-ne ce mai e. Da, vedem faptul, o altă practică a regimului Putin de a militariza tineretul. Vedem defilarea studenților din liceele militare Suvorov, din Federația Rusă și din alte instituții militare de învățământ liceal și universitar. Iar dacă stăm și ne uităm pe canalele de Telegram sau pe rețelele sociale rusești, vedem faptul că în diferite regiuni se organizează aceste defilări cu copii de grădiniță. Deci copii de grădiniță îmbrăcați în am văzut anul trecut militare. Când abia începuse războiul, da, erau lucru. Copii este în mașinuțe, în tot felul de mini-avioane de este război. Același lucru. Administrațiile locale premiază educatorii sau instituțiile de preșcolare care organizează astfel de așa și părinții nu sunt întrebați. Părinții sunt obligați să participe. Deci în acest moment, practic, Putin este în ultimele faze ale militarizării societății rusești. Și în momentul în care ai o societate militarizată, trebuie să o folosești, pentru că altfel se întoarce împotriva propriei conduceri. Apropo de mentalitate, ce vorbeam mai devreme. Deci este ceva înfiorător. Vedem aceste strike ca pe vremea celui de-al doilea război mondial și faptul că după 78 de ani noi încă asistăm la astfel de parade, în loc să fie o paradă a reconcilierii, pentru că este adevărat că că istoria încă nu este învățată. Mulțumesc foarte mult, Mihai. O să luăm o pauză de publicitate acum, dar revenim în câteva minute să vedem ce se întâmplă la Moscova în paralel cu Kiev. Am revenit în studio. La Moscova, în Piața Roșii, are loc parada de Ziua Victoriei. La Kiev este vizita Ursulei von der Leyen. Ce mai vedem aici? Vorbeam puțin în pauză. Vladimir Putin are păturica pe genunchi, apropo de ce spunea invitatul mai devreme. Da, da? Și deci păturica e la locul ei, într-adevăr pare obosit. Foarte bună observația, domnului Zvarțu, a fost un discurs sub ceea ce ne așteptam de jumătate de oră, scurt. Care să arate așa. Dacă a avut arată peste 5 minute. Da, nu foarte, foarte. Exact. După standardele impuse de Putin anterior, sunt scurte. Am asistat la defilarea detașamentelor din flota rusă a Mării Negre, din flota rusă a Pacificului și flota rusă a Caspicii. Urmează, curând o să urmeze și alte trupe de elită, inclusiv trupele aeroportate, VDV pe scurt. Sunt plănuite și marșuri ale unor detașamente afiliate companiei paramilitare Wagner, ceea ce ar fi o premieră. Dar ales în contextul agresiv al declarațiilor așa, din ultima vreme. Dar mare parte din structura companiei Wagner este practic o subunitate a armatei ruse. Deci este doar o schimbare de steag pentru a permite Moscovei să spună că Wagner sunt Wagner, nu este armata rusă. Dar ceea ce observăm este practic o sfidare adusă păcii și întregii luni. Este pentru că atitudinea obișnuită această sfidare. Este alături de noi și domnul general, domnul Virgil Bălăceanu. Bună ziua! Aș vrea să vă întreb cum trebuie să ne uităm la activitatea intensă din Ucraina, activitate între ghilimele a Rusiei, atacurile care s-au intensificat în ultimele zile. Nu știu dacă mă auziți. Alo, da. Da. Aș vrea să ne spuneți cum trebuie privită activitatea asta între ghilimele mult mai intensă a Rusiei în Ucraina în ultimele zile. Putin și-ar fi dorit să anunțe astăzi pe 9 mai și victoria în Bahmut, ceea ce nu s-a întâmplat încă. În schimb, Wagner a devenit mai agresivă ca grupare în ultimele ore în Bahmut. Bahmut fiind o miză pentru data de astăzi, cel puțin așa spun specialiștii, lucru care nu s-a întâmplat pentru că această cucerire nu a avut încă loc. Cum așadar trebuie să ne uităm la aceste atacuri furibunde din ultimele zile și ore?
să credem și să nu credem. Așa am zis anul trecut, că 9 mai trebuie să fie căderea Mariupolului. El a căzut, dar mai târziu. Nu cred că în planificarea operațională intervin evenimente istorice pentru a avea un final al misiunii respective. Vorbeam de Mariupol, dar acum vorbim de Bahmut. Totul ține seama de capacitatea de rezistență a adversarului, ține seama de forțele care trebuie suplimentate, ține seama de ritmul de ofensivă, ține seama de foarte multe amănunte de planificarea unei misiuni, de o parte și de alta. Noi interpretăm de multe ori că 9 mai ar fi fost o dată dorită pentru căderea Bahmutului. Ori lucrul acesta nu cred că a fost stabilit legat de luna mai. Și nici nu poate fi stabilit foarte exact, pentru că el este condiționat de modul în care reușești să înfrângi, dacă reușești să înfrângă, o rezistență acerbă a ucrainienilor. Ne concentrăm pe Bahmut uitând și de celelalte localități care sunt sub asediu. Bahmutul Prigojin, în definitiv, nu reprezintă bătălia pentru Donbas. Este o zonă importantă, este un punct operativ important, dar nu înseamnă tot Donbasul, iar Wagner nu înseamnă toată gruparea de forțe rusești care acționează pe Bahmut. Progresul este evident, deși realizat cu mari eforturi și cu mari pierderi de ambele părți. Pentru că în interior gruparea Wagner reușește să depășească râul Bahmutka, acționează ulterior pe malul de vest al acestuia, depășesc și calea ferată, care o perioadă a fost un obstacol destul de puternic în apărarea ucrainiană, și ajung destul de aproape de suburbiile din partea de vest a orașului. Asta privind din interior. Din exterior, forțele aeroportate rusești s-au apropiat destul de mult, dar nu au reușit să închidă așa numitul drum al vieții. Acel drum de aprovizionare pe care îl controlează ucrainienii între orașul Chasiv Yar, la 17 km, și Bahmut. Ei vor încerca în continuare să cucerească Bahmutul și din interior, eventual să-l încercuiască. Dar își concentrează efortul și pe alte orașe, pe aliniamentele la vest de Donetsk, de asemenea se acționează în Lugansk, se acționează chiar în oblastul Harkov, dacă luăm în considerare asediu asupra orașului Kupiansk. Concomitent cu pregătirea apărării care să fie în măsură să respingă contraofensiva ucrainiană, care nu știm când se va produce, pentru că la fel, noi am avut două obiective în analiza noastră. Va fi 9 mai căderea Bahmutului sau va fi 9 mai începerea contraofensivei ucrainiene? Dar ele nu se leagă, repet, de aceste date istorice. Ambele țin seama de o planificare destul de riguroasă, mai ales în privința contraofensivei. Da, asta este o temă pe care în ultimele 2-3-4 săptămâni o tot discutăm. Unii spun că a început, alții că nu a început încă această contraofensivă. Oricum, momentul și locul exact nu au cum să le dea publicității înainte, este logic. Nu avem elemente care să ne spună că a început contraofensiva. Câteva lovituri în adâncimea dispozitivului inamicului, inamicul fiind forțele rusești, nu înseamnă nici de cum începerea contraofensivă. O să vedem la momentul respectiv ce înseamnă o contraofensivă, intensitatea focului de artilerie, eventual aviației, intensitatea loviturilor cu rachetele cu bătaie medie, ei și-ar dori rachete și cu bătaie lungă, dar nu au în dotare, concentrarea de forțe, iar după aceea să vedem ofensiva propriu-zisă, contraofensiva fiind de fapt o ofensivă pentru tipul luptei de apărare.
Deci lucrurile vor fi mult mai evidente, pentru că vorbim de grupări de forțe vizibile în momentul în care începe contraofensiva. Contraofensiva nu începe doar prin lovituri punctuale în adâncime, ci presupune o suită întreagă de lovituri din adâncime înspre aliniamentul de contact și mai ales efortul pentru atacul pe axele pe care le stabilesc ucrainienii pentru crearea de breșe în dispozitivul de apărare al rușilor. Vă întrerup doar câteva momente, domnule general. Ce vedem acum, Mihai? Vedem sisteme de la rachete cu capacitate de a purta focoase nucleare. Deci este un semnal clar de forță din partea regimului Putin și la începutul paradei blindatelor am văzut un tank T-34 care este un simbol pentru victoria rușilor în al doilea război mondial, un simbol folosit din păcate până în ziua de astăzi. Domnule general, cum să interpretăm și noi această paradă în care vedem din nou armament nuclear și avionul despre care vorbește Mihai, forța militară reală a Rusiei în momentul de față, care ar fi, după părerea dumneavoastră? Forța reală nu este cea de la paradă. Parada reprezintă o demonstrație de forță sau o demonstrație a forței, nu neapărat o demonstrație de forță, o demonstrație a forței militare de care dispune Federația Rusă. Dar mai degrabă era atunci când invazia din Ucraina nu demonstra și nu se demonstrează slăbiciuni mari ale forțelor armate rusești, pentru că ele n-au performat, chiar dacă au reușit și încă mențin sub control aproape 100.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. Dacă luăm în considerare ceea ce vedem, nimic nou sub soare. Da. Nu sunt elemente noi. De subliniat că multe din categoriile de tehnici cu care se defilează nu le-am regăsit în Ucraina, deși erau prezentate ca vârfuri de performanță tehnologică și de producție a industriei de apărare. Deci cumva aceeași pasiune pentru imagine, dar care nu se regăsește în realitate. Vă mulțumim foarte mult, domnule general. Mihai, mai avem un minut de încheiere. Da, ce ar trebui să subliniem? Este o paradă de dimensiuni mult mai reduse decât se așteptau specialiștii. Și parada însăși, nu doar discursul? Da, și parada însăși. Vedem, practic, vedem și pe părți o lipsă a publicului. În alte dăți erau practic umplut de persoane care doreau să vadă parada, tocmai pentru a evita posibilitatea apariției unor manifestări de protest spontane. A fost anulat și așa numitul marș al regimentului nemuritor, pentru că nu cumva să existe persoane care să, nu știu, să arboreze steagul Ucrainei. Despre asta vreau să vorbim puțin, apropo de regimentul nemuritor sau marșul memoriei care are loc la Chișinău, da? În Moldova vedem această oglindă dublă de care vorbim de dimineață, ziua Europei versus ziua Victoriei, paradă sau partea paradei anulată la Moscova, referitoare la regimentul nemuritor, care are loc însă în Chișinău, practic în același oraș, vedem și o paradă pentru Ziua Europei și o paradă care rememorează ceva legat de Ziua Victoriei de la Moscova. Autoritățile de la Chișinău sunt datoare practic să joace la ambele capete ale memoriei istorice, pentru că o parte a populației încă cinstește memoria această victorie împotriva nazismului, iar la Chișinău în acest moment orice manifestare pentru a comemora aceste persoane este instrumentalizată de forțele politice prorusești, aici ne referim la Partidul Socialiștilor sau Partidul Politic Șor, pentru a lupta împotriva autorităților constituționale de la Chișinău. Autoritățile de la Chișinău au făcut apel la populație să nu folosească un limbaj agresiv sau simboluri care ar putea duce la apariția unor incidente și urmează să vedem cum se vor descurca. Oricum, la Chișinău se duce o luptă pe viață și pe moarte între visul european al populației și această închisoare a Ruschii Mir, a lumii ruse, în care Putin încearcă să mențină zeci și sute de milioane de oameni. Este o paradă foarte scurtă, dar ceea ce trebuie să arate este faptul cât de mic a ajuns Putin. Pentru că nici măcar nu vedem o prezență a unor aliați strategici ai Federației Ruse, cum este China, cum este poate... Lukashenko. Da,
da, Republica. Bine, Lukashenko a venit ca și cum ar fi l-au chemat la un dirigintele clasei, l-a chemat în cancelarie. Belarusul este deja o feudă a Federației Ruse, nu mai reprezintă un jucător politic de sine stătător. Dar faptul că la Moscova nu vedem reprezentanța unei state importante, cum este Brazilia, Republica Arabă, Egipt sau China sau alte state care, cu care Putin dorește să aibă anumite India, relații. Uite, n-am observat. India nu este, Turcia nu este. Bine, au fost atașați militari, dar asta este ceva normal. Față de alte dăți, când au fost inclusiv detașamente din armate europene care au defilat, cum este și normal. Ar fi normal organizarea... care în realitate nu aparține doar poporului rus, așa că iată, se încheie foarte repede. Practic, partea importantă a paradei a durat mai puțin de o oră. Partea importantă a paradei a durat 5 minute, pentru că această paradă a fost făcută totuși. Am inclus aici și armamentul și aparatura. Și discursul lui Putin împotriva elitelor globaliste și alte astfel de acuzații nu fac decât să ne ducă cu ideea că acest război va continua. Încheiem și noi emisiunea odată cu plecarea lui Putin. În timp ce, repet, la Kiev, Ursula von der Leyen este la 5-a vizită în Ucraina. Și o să vedem în continuare ce se întâmplă și la Bahmut și în general în acest război. Rămâneți cu noi la Fix, revenim cu o discuție despre sănătate de data asta. Bună ziua, sunt Raluca Alhadad, este ora 11, sunteți la Prima News. După aproape 4 ani, boala COVID-19 nu mai reprezintă o urgență globală, spune Organizația Mondială a Sănătății. Tot OMS estimează că aproape 15 milioane de oameni au murit din cauza virusului, cei mai mulți în Asia. Ordonanța austerității ar urma să ducă la o reducere cu 5,3 miliarde de lei a cheltuielilor, în condițiile în care de la buget lipsesc cam 20 de miliarde de lei. Guvernul a publicat ieri prin Ministerul Finanțelor actul normativ prin care încearcă să reducă acest deficit. Proiectul prevede reducerea cheltuielilor cu 10% în instituțiile publice, interdicția ca acestea să achiziționeze autoturisme, mobilier și birotică, dar și oprirea angajărilor la stat cu unele excepții. De asemenea, numărul de posturi din cabinete și cancelarii se înjumătățește. Iar președintele USR Cătălin Drulă a avertizat că ordonanța de urgență pe care o pregătește guvernul va bloca primăriile în toată țara. Primari de toate culorile politice, nu doar USR, sunt nemulțumiți pentru că în timp ce ei au bugete echilibrate, fără deficit, spre deosebire de bugetul de stat, lor li se impun reguli generice, adică nu mai au voie până la urmă să gestioneze banii, a spus liderul USR. Iar purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, spune că numărul ministerelor este, din punctul lui de vedere, unul rezonabil în comparație cu guvernul Dăncilă, care avea 27 de ministere. Reducerile pot viza bunurile și serviciile, achiziția de autoturisme, telefonie mobilă, mobilier, achiziții care nu sunt neapărat urgente sau necesare, a declarat el aseară în emisiunea Proiect de Țară România. Iar UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare dacă PNL va lua la rotativă Ministerul Mediului, condus acum de Tanțoș Barna. Nu suntem de acord, nu cred că există argumente care să justifice ca rolul UDMR în guvernare să scadă. Luăm în calcul și varianta ieșirii de la guvernare, a declarat liderul deputaților UDMR tot în emisiunea Proiect de Țară România de la Prima News. Camera Deputaților și Senatul se reunesc astăzi la ora 13 pentru a vota un nou președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Pentru conducerea ANCOM candidează și fostul social-democrat Valeriu Zgonea. El a fost achitat anul trecut pentru trafic de influență. Schimbăm acum registrul și vorbim despre un caz uimitor la Iași. Un paramedic de la ISU Iași a fost arestat preventiv pentru trafic de heroină. Bărbatul, un angajat model altfel, acționa împreună cu alte trei persoane cu ajutorul cărora vindea substanțele interzise clienților fideli din județ. Cu banii obținuți, paramedicul și-ar fi cumpărat mai multe mașini scumpe și chiar case. Știri externe acum, Rusia sărbătorește astăzi victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Din Piața Roșie nu au lipsit parada militară, însă a fost derulată în condiții sporite de securitate și foarte scurtă după ce Rusia a acuzat Ucraina că a lovit Moscova cu drone. Vladimir Putin, ministrul apărării și alți oficiali de rang înalt au fost prezenți la parada, care a inclus și astăzi, ca de obicei, tancuri lansatoare de rachete intercontinentale și trupe în marș.
În schimb, discursul președintelui rus a fost unul foarte scurt și parada însă și-a durat puțin și a avut mult mai puține trupe care au defilat. Altfel, rușii s-au dezlănțuit în Ucraina și au bombardat nemilos Kievul cu drone iraniene chiar înainte de ziua victoriei. Între timp, la Bahmut, mercenarii Wagner atacă furibund după ce au renunțat la planurile de retragere și încă mai speră că pot cuceri orașul. Și o știre mai relaxată, primul portret oficial al regelui Charles al III-lea a fost prezentat public aseară pe contul de Twitter al familiei regale. Purtând coroana imperială pe cap, sceptrul în mâna dreaptă și globul în mâna stângă, suveranul fixează cu privirea obiectivul aparatului de fotografiat. Portretul oficial este însoțit de un text semnat chiar de către regele Charles al III-lea. Soția mea și cu mine ținem să adresăm cele mai sincere și calde mulțumiri tuturor celor care au contribuit la transformarea acestui eveniment într-un moment atât de special, a scris el. Sport acum, lupta la titlu rămâne strânsă. FCSB a învins-o pe Șepși după un meci spectaculos și pune presiune pe liderul Superligii. Și încă un finanțator din fotbalul românesc aruncă prosopul în Superligă. Exasperat de arbitri, Neluțu Varga nu mai vrea să bage bani în CFR. Speriat că vin vremuri grele, președintele Balaj strânge cureaua în gruia. Și meteo acum, vremea este deosebit de rece, astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, plouă în sud-est, sud-vest și la munte. În Carpații meridional și occidental, la peste 1700 de metri altitudine, vor fi ninsori și la poliță. Am revenit în studio unde la această oră discutăm despre faptul că Organizația Mondială a Sănătății ne-a dat un anunț atât de așteptat și anume pandemia s-a încheiat. Oficial cel puțin, chiar dacă mai sunt cazuri, virusul nu a dispărut, evident vor mai fi îmbolnăviri, dar denumirea de pandemie înseamnă un fenomen care a luat sfârșit odată cu acest anunț. Invitații acestei ore sunt Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, Ioana Răduca, specialist în comunicare, jurnalist independent, Marius Geantă, expert în medicină personalizată, Cătălin Apostolescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Domnule Nelu Tătaru, aveți experiența de ministru, ați prins și o perioadă foarte grea și tot ce înseamnă medic în România a cunoscut această pandemie și în varianta cea mai urâtă, dincolo de a fi pacient, a trebuit ca unii dintre dumneavoastră să îi trateze pe ceilalți. A văzut așadar boala de ambele părți ale baricadei, cum s-ar spune. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest anunț al OMS. Acest anunț al OMS arată că această stare de urgență medicală sau urgență sanitară a ajuns la statul de boală, să spunem, sezonieră. Noi vorbeam în 2020 când se decreta pandemia, când Organizația Mondială a Sănătății spunea pe 11 martie că este pandemie. Noi pe 16 martie intrăm în starea de urgență. Ne-a arătat că o criză sanitară, ne-am mai întâlnit poate în ultimii 100 de ani, lovea tot mapamondul. Noi vedeam din ianuarie un fenomen chinez pe care nu-l puteam interpreta decât prin prisma unor informații trunchiate, iar în februarie, pe 26, aveam și noi primul caz, cazul 0. În martie, aprilie, până pe 15 mai, am avut o stare de urgență, apoi stare de alertă. Atunci vorbeam că o pandemie poate dura un an, jumătate, doi, are 3-4 valuri. Apoi stadiul acestei infecții virale va ajunge la o infecție sezonieră, toamnă, primăvară. Cred că pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru corpul medical a fost un moment destul de dificil, un moment în care trăiam întâlnirea cu un virus necunoscut, ne loveam și nu numai noi, tot ce însemna Europa de o lipsă acută de medicamente, materiale sanitare, echipamente și a trebuit să facem față acestor fenomene. Vorbim de faptul că odată la 100 de ani apare o pandemie. S-ar mai putea repeta aceeași pandemie? Am putea să vedem o revigorare a virusului? Pentru că tot vedem în ultima vreme, inclusiv acum câteva zile, o săptămână, două, am văzut la cineva o postare că ar fi o nouă formă a virusului care dă cataractă, Doamne. Cred că da, cred să nu greșesc cuvântul. În orice caz, înroșire și iritare la nivelul ochiului, fără simptome pulmonare.
când am mai putea vedea o pandemie, dacă de acest tip sau dacă alt virus? Se va respecta suta de ani? Avem cum să știm? Stimații mei colegi infecționiști pot explica un pic mai pe larg acest fenomen, dar după cum ați putut vedea, acest virus odată cu fiecare val căuta sau lua o altă componentă. Dacă la început am avut o componentă pulmonară, într-un val 2 și 3 am avut, în funcție de variația acestui virus și modificările lui genetice, la manifestări care țineau mai mult de tractul superior digestiv, culminând la cazurile destul de grave cu o extensie de insuficiență multiplă de organ, adică cu o dezvoltare în tot corpul, și am avut și acele cazuri dificile, deosebite, tratate pe terapie intensivă, plus fazele cele două ale bolii, ultima dintre ele fiind chiar cea care ducea la deces. Domnule Apostolescu, Institutul Matei Balș a fost un reper în această perioadă groaznică pentru anumite persoane mai ales și pentru corpul medical, așa cum spuneam, cu toții suntem conștienți de presiunea la care ați fost supuși. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră dacă această pandemie s-a încheiat cu adevărat, în fapt, dacă riscăm să mai vedem noi valuri și dacă de intensitate mare, mică, dacă am putea reveni la cuvântul pandemie legat de virusul SARS-CoV-2. Este puțin probabil să mai avem o nouă pandemie de SARS-CoV-2, de amploarea celei pe care am trăit-o în ultimii 3 ani, dar asta nu înseamnă că nu vom mai avea niște valuri epidemice, sigur de intensitate mai mică, și sperăm și cu forme clinice de boală mai ușoare. A doua parte la întrebării dumneavoastră, dacă vom mai avea alte pandemii în viitor, cu certitudine da. Și va trebui să ne așezăm frumos la masă, să ne facem un bilanț, să vedem dacă România a răspuns corespunzător acestei provocări și dacă nu, ce lecții trebuie să învățăm. Este, cum a spus și domnul Tătaru, trebuie să o lecție pe care a trebuit să o învățăm este faptul că suntem dependenți din punct de vedere al medicamentelor și echipamentelor de alții și va trebui să ne dezvoltăm propria noastră infrastructură. Va trebui să învățăm să comunicăm mai bine, pentru că nu trebuie să ne ascundem după degete, dar campania de vaccinare una peste alta a cam eșuat, pentru că am vaccinat foarte puțin din populație și o îmbunătățire a mesajelor care se pot adresa diverselor grupuri populaționale este necesară și mai sunt foarte multe alte lecții. Dar important este să nu ne îmbătăm cu apă rece și acum să încercăm să tragem concluziile și să învățăm. Apropo de valurile care se repetă la circa 100 de ani, domnule Apostolescu, ar putea să se schimbe ceva? Avem cum să știm un asemenea lucru, având în vedere valurile la COVID care au venit de mai multe ori și mai multe decât am estimat? Durata acestei pandemii a fost mai mare decât cea estimată inițial. Din punctul dumneavoastră de vedere ca specialist în acest domeniu, credeți că poate să se schimbe ceva la această ritmicitate undeva la 100 de ani? Nu știu de unde ați scos ideea asta cu faptul că pandemiile apar odată la 100 de ani. Așa s-a tot vehiculat în presă, gripa spaniolă. Ultima pandemie a fost la sfârșitul primului război mondial, dar este o certitudine și de atunci a trecut 100 de ani. Dar să nu uităm că am avut pandemie de poliomielită care a fost mai tăcută, că am avut pandemie de HIV care de asemenea merge pe tăcute și dacă ne uităm în istorie, vedem că practic la fiecare generație venea câte o epidemie serioasă. Deci, practic, așa cum se spune despre război, că fiecare generație trăiește un război și în plan medical trăim un război cu câte o boală, un fel de virus sau depinde ce altă medical, boală, ce alt tip de... Și mai explicabil, oare de ce? Pentru că apare o nouă generație care nu are experiența imunologică a generațiilor anterioare și care categoric este expusă noilor germeni. Da, este bine că ați făcut această precizare, pentru că din inerția știrilor despre suta de ani, poate am fi uitat de poliomelită sau de SIDA, așa cum spuneți dumneavoastră, lucruri care n-au fost deloc localizate și care au fost dramatice cu adevărat. Poliomelita, mai ales pentru că dacă nu trece, rămâi oricum cu viața distrusă pentru totdeauna. Domnule Marius Geantă, a deschis domnul Apostolescu subiectul vaccinului. A spus că în România cel puțin campania a eșuat. Aș vrea să vă întreb despre acest subiect atât de controversat la noi.
ce înseamnă vaccinul în cazul acesta, în pandemia de COVID, și dacă, apropo de domeniul în care activați, de medicină personalizată, am putea în viitor să vedem soluții mai bine centrate sau mai bine delimitate pe câte un virus sau pe câte o nouă afecțiune. Da, mulțumesc pentru invitație. Aș continua puțin ideea de mai devreme, incluzând răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Cred că asocierea implicită cu pandemia de acum 100 de ani a ținut mai degrabă de modalitățile prin care s-a intervenit inițial, adică instituirea lockdown-ului și toate acele măsuri de izolare socială. Și am spus încă de acum 3 ani că asta de fapt arată un eșec al nostru, al tuturor oamenilor care lucrăm în zona sănătății, în zona științelor sociale, în zona cercetării. Eșecul nostru de a identifica modalități mai țintite, mai, cum să spun, chiar mai prietenoase, dacă vreți, cu societatea, cu economiile și cu oamenii, pentru a face față unor situații de acest fel. Și de altfel, noi am publicat în urmă cu 2 ani, în Omics, am publicat un model de predicție, de fapt, sau cum ar trebui să fie folosite tehnologiile actuale, de exemplu, supravegherea genomică a virusului, analiza big data, digital twins, pentru a avea o predicție asupra viitoarelor pandemii și, foarte important, asupra locurilor în care în lume ar putea să izbucnească diverse epidemii și pandemii. Nu sunt lucruri care nu s-au întâmplat, adică utilizarea acestor metode s-a întâmplat și în timpul pandemiei, de exemplu în zona Île-de-France, în Paris, analizând date socioeconomice și date satelitare și foarte puține date medicale, autoritățile de sănătate publică din Franța au putut să aibă o predicție foarte exactă asupra zonelor din Île-de-France în care există o probabilitate foarte mare de a izbucni focare epidemice. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat și ele fac parte din implementarea acestor tehnologii care țin de date, țin de medicina personalizată în sănătatea publică. De fapt, ceea ce noi am văzut, dar poate prea puțin s-a conștientizat la nivel public, este că în această pandemie, pe de-o parte, am avut capacitatea să caracterizăm virusul în 30 de zile. Recordul anterior era undeva în jur de 5 luni de zile, dacă nu greșesc, pentru mers. Deci am câștigat 4 luni de zile, doar pentru că sistemele de secvențiere genomică erau în decembrie 2019 la un nivel de maturitate foarte bun. Apoi, având această informație la dispoziție, informație foarte precisă, a putut să fie realizat designul primelor vaccinuri în mai puțin de 48 de ore. Deja e de notorietate felul în care cei de la BioNTech au reușit să facă asta într-un weekend. Apoi tehnologiile bazate pe ARN mesager, ca să vorbim despre ele, că probabil sunt alături de tehnologiile de secvențiere, cele care au ieșit foarte mult în evidență. La rândul lor sunt mult mai personalizate decât ceea ce noi știam că sunt vaccinurile clasice. Aș mai adăuga un singur element în discuție pentru a contura tot acest tablou al personalizării, și anume, pandemia ne-a dat posibilitatea, sigur, ratele de vaccinare în România sunt mult mai mici decât speram, total de acord cu ce spunea domnul doctor mai devreme. Însă, la nivel mondial, sunt câteva milioane de oameni, miliarde de oameni care au fost vaccinați cu una, două sau trei doze, iar analiza acestui volum mare de date cred că ne poate ajuta foarte mult ca să înțelegem care sunt categoriile de persoane care beneficiază în cea mai mare măsură de vaccinare, unde e nevoie să personalizăm vaccinul, să-l ajustăm și așa mai departe. Noi n-am avut până acum o situație de acest fel în care să avem o intervenție de sănătate publică la care să fie aderenți atât de mulți oameni și să avem și posibilitatea de a analiza datele medicale ale acestor oameni. De ce aduc acest lucru în discuție? Pentru că nu cred că există o cale mai bună decât ca prin analiza acestor date să generăm dovezi suplimentare privitoare la eficacitate și mai ales la siguranța vaccinării, în paralel, sigur, cu ceea ce a venit din studiile clinice despre care noi am vorbit de-a lungul timpului.
Domnule Nelu Tătaru, apropo de experiența dumneavoastră la conducerea sistemului de sănătate din România și apropo de lecțiile învățate, ce am învățat din această pandemie în România? Da, eu sper să fi învățat multe. De la rezervele pe care ar trebui să le avem, de la informațiile pe care ar trebui să le avem, de la acea industrie medicală a medicamentelor, de aceea industrie care are materialelor sanitare, care ar trebui să existe și la noi în țară, de la acea comunicare care trebuie să existe, de la informarea pe care trebuie să o dăm populației. Și aici aș veni să spunem exemplul vaccinului. Toată lumea aștepta în 2020 un vaccin. Se spunea că nu te poți imuniza decât trecând prin boală sau făcând vaccinul. Toată lumea aștepta un vaccin. Mandatul meu s-a terminat pe 23 septembrie. Primele vaccinuri au venit în scop, să spunem, de a demonstra pentru ce este vaccinul. Se făcea câte în cele 27 de țări, pe 27 decembrie, câte 10.000 de doze. A urmat perioada primelor 4 luni din 2021, în care, dacă știți bine, era și o ceartă pe vaccin. De ce să fie tot doar clasele alea de persoane vulnerabile? De ce să nu fie toată lumea? De ce să fie și familiile militarilor? De ce să nu fie și altă? Care a decurs până prin martie-aprilie. Apoi a început un curent negaționist, un curent antivaccinist, iar ne-am trezit spre a doua jumătate a anului 2021 chiar o lipsă și de informare, dar în același timp și de prezență la vaccin. Cred că ar trebui cultura sanitară să existe mult mai mult. Aici medicina de familie, medicina primară ar trebui să-și facă, cred că, mult mai bine, mai bine treaba. Iar pentru noi să asigurăm o legislație coerentă și o producție la nivel local de medicamente și materiale sanitare. Corpul medical a reacționat foarte bine, chiar dacă la început, ține bine minte, în martie-aprilie 2020 ne confruntam cu concedii fără plată, unii ieșeau la pensie, alții refuzau să mai intre în spitale. Cred că gestionarea situației de atunci a făcut în a doua jumătate a anului să putem vedea cu alți ochi valul 2 al pandemiei. Domnule Apostolescu, fiind în Matei Balș, ați văzut tot ce se putea vedea despre această pandemie. Lecții, nu știu, în domeniul medicinei, la nivel internațional, v-aș întreba pe dumneavoastră și dacă și cum am putea îmbunătăți educația, apropo de ce spunea acum domnul Nelu Tătaru, în așa fel încât să avem o comunicare mai bună cu populația și o rată mai mare de acceptare în situații de criză, la nevoie. În primul rând că, din punct de vedere științific, pandemia SARS-CoV-2, din punctul meu de vedere, a fost o victorie. Rapiditatea cu care s-au derulat evenimentele, faptul că într-un an de la primele cazuri de COVID semnalate în China, noi am știut germenul, am știut ce tratament să îi administrăm, remdesivirul și alte medicamente deja fusese aprobate de FDA și am avut și vaccinul, este o performanță unică în istorie. În ceea ce privește educația sanitară, educația sanitară nu poate fi dislocată de restul educației. Evident. Și trebuie să ne aplecăm foarte serios asupra educației noilor generații. Și din punctul meu de vedere, nu poate exista educație în ziua de astăzi fără matematică, fizică, chimie și biologie. Sunt cele 4 științe fundamentale care ne ajută să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru. Acestea sunt un must. Pentru că eu nu pot să explic unui om cum funcționează un vaccin, cum sunt receptorii unei celule, dacă el nu are o educație elementară de bază. Dacă formația lui este pur filologică, nu are cum să înțeleagă, chiar nu are cum. Trebuie puse cărămizile la temelia educației și în felul acesta vom ajunge să avem și o educație sanitară corespunzătoare. Ce ar trebui schimbat din punctul dumneavoastră de vedere, nu știu, la clasă concret? Poate aveți experiența copiilor din familie, ai dumneavoastră, ai celor apropiați, având în vedere și discuțiile la modul general despre educație, dar gândindu-vă strict la ce ați trăit în pandemie, vis-a-vis de toată această nebunie, virus necunoscut, reacții foarte multe violente în momentul în care a început acest val antivaccinist de care vorbea domnul Tătaru mai devreme. Ce ați schimbat concret sau ce credeți că ar trebui să nu lipsească
din școala românească vis-a-vis de sănătate și educația asta medicală, educație de sănătate, oricum am numit-o? Deci, tocmai am spus. Matematică, fizică, chimie, biologie. Acestea deci, sunt aceste cărămițele pe care se pot construi foarte multe lucruri. Mă mai gândeam și la lucruri de genul, eu am prins sanitarii pricepuți, am învățat să bandajez. În momentul în care biologia și chimia au devenit facultative la bacalaureat, avem o problemă majoră. Cu aghiazmă nu putem rezolva pandemia, iertați-mă. Vă înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră. Am învățat, de exemplu, să disting culoarea sângelui, dacă e venos sau sânge arterial, oxigenat sau nu, ca să știu unde să pun garoul, dacă este cazul. Și avem acum această discuție reactivată despre primul ajutor, după ce acea fetiță a murit până la urmă, după ce s-a înnecat la școală cu un jeleu. Și cumva și asta vă întrebam implicit. Dacă vi s-ar părea normal, și eu cred că da, dar vreau să vă întreb, ca în orice școală să se facă acest lucru și orice om, indiferent de vârstă, să știe să acorde primul ajutor și să facă niște mici distinții în așa fel încât să poată să ajute până la venirea unui echipaj care este specializat. Salvare sau poate trece un doctor pe stradă? Doamne, eu am câștigat concursul sanitar curajoși în 1978 cu echipa. Când m-am născut eu. Care eram în clasa a șasea. La vremea respectivă știam să fac masaj cardiac, știam să fac un pansament, știam să pun un garou. În clasa a șasea. Astea le-am făcut în școala generală. Da, și eu la fel și de asta am făcut această paralelă, pentru că și mie mi se pare esențial. Da. Spuneți. Sunt bune și aceste cursuri. Dar, v-am spus, avem nevoie de o temelie pe care să le construim. Da, din păcate, discuțiile din educație acum sunt... De multe ori, pe lângă subiect, uită esențialul, iarăși, după părerea mea și a multor specialiști. Domnule Marius Geanta, apropo de această discuție, vorbim de medicină personalizată, de medicină genetică. Cum vedeți aceste paralele, având în vedere că noi avem oameni care nu știu să acorde primul ajutor, nu știu să înțeleagă, cum spunea și domnul Apostolescu, lucruri pe care specialiștii le explică într-o situație de urgență. Cum putem face această legătură între extreme? Să ajungem la o medie rezonabilă în așa fel încât să spunem că suntem o populație educată din acest punct de vedere? Acum, noi cred că trebuie să avem o mai bună conștientizare a ceea ce e relevant pentru fiecare dintre noi. Eu nu cred că e ceva mai important decât propria sănătate. Sună poate șocant pentru mulți, dar și mi-amintesc foarte bine cum cred că nu trecuseră două luni de zile de la declararea stării de urgență și în spațiu public era discuția dacă protejăm sănătatea sau deschidem restaurantele sau mergem la festivalul și așa mai departe. Mi-amintesc și o discuție din urmă cu 2 ani de zile în care spuneam că în anul 2023, iată că suntem acolo, vom putea vorbi despre finalul pandemiei. Eram într-o discuție cu organizatorul unui festival important care era foarte intricat, desigur. Vedeți, ne-am îndepărtat foarte mult, cred, și sunt total de acord cu domnul doctor Apostolescu în ceea ce spune, legat de toate aceste științe exacte care, de fapt, setează ție mintea și, la urmă, omul chiar destinul. Și fără ele, tu, de fapt, nu ajungi nici să te înțelegi pe tine ca persoană, nici din punct de vedere biologic, dacă vreți. Nu poți să înțelegi nici contextul în care trăiești, nu poți să înțelegi nici interacțiunea ta cu un virus, cum este SARS-CoV-2, din moment ce nu ai noțiuni de biologie. Nu, ești complet în afara unei înțelegeri, iar în situații de criză, cum am văzut acum, este foarte ușor să apară mesaje fără nicio susținere din punct de vedere științific, dar care, cum să spun, rodesc foarte bine pe acest câmp fertil în care, pe de-o parte, nu avem conștientizarea
asupra ceea ce înseamnă de fapt sănătatea și pe de altă parte nu avem cunoștințele necesare pentru a putea să gândim critic ceea ce este important pentru noi. Eu aș mai spune un singur lucru, că înainte de pandemie, undeva 2016-2015, împreună cu Fundația Pop de Popa, am încercat să avem campanie în școli, cu mâinile curate se numea campania, și nu vă puteți imagina cât de greu era la acel moment să avem acces în școli, să avem acordul directorilor, acordul învățătorilor, al profesorilor, ca să învățăm pe copii cum să se spele corect pe mâini, să respecte cei 6 pași esențiali ai spălării pe mâini. Și vă amintiți că la începutul pandemiei, de fapt, cu toții am consumat mult timp în a le explica oamenilor cât de important este, unul, să se spele pe mâini și mai ales cum să o facă. Din păcate aici suntem, sigur nu sunt eu cel mai calificat să mă exprim în legătură cu curicula din educație, dar cred că, și asta ne arată de fapt istoria și evoluția omenirii, fără fizică, fără matematică, fără științele acestea exacte, nu avem nicio șansă să progresăm ca societate. Ajunge din nou la domnul Leu Tătaru, apropo de această discuție legată de educație. Acum, în discuția despre legile educației, acum nu neapărat în prezent, în luna asta, dar în ultimii ani, atunci când a venit vorba de legile educației, ați avut vreo solicitare din partea Ministerului Educației referitor la ce ar trebui să cuprindă programa școlară din punctul de vedere al acestor cunoștințe medicale de bază sau poate puțin mai aprofundate? Solicitări nu pot să spun că am avut, dar au fost diverse proiecte legislative în care s-au discutat introducerea în curiculă a educației sanitare sau educația pentru sănătate, că nu se înțelegeau la titlu, educația sexuală în școli. Sunt mai multe inițiative care merg în acest sens. Noi am avut participări la legile educației în contextul în care aveam aceste proiecte de lege care veneau, erau discutate și nu își găseau finalitatea, ca să spun. Conceptul meu este în continuare acela de a veni cu o promovare a sănătății încă de la vârste fragede. Și cred că legislația va trebui să cuprindă în timpul următor acest lucru. Mulțumesc foarte mult! O să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio unde discutăm despre o veste foarte importantă pe care a dat-o zilele trecute Organizația Mondială a Sănătății, și anume încheierea pandemiei. Ioana Răduca, i-ai auzit mai devreme pe specialiști. Tu ce crezi despre acest anunț al Organizației Mondiale a Sănătății? M-aș întoarce la ceea ce spuneau invitații tăi, Raluca, din această dimineață. Și aș traduce un pic replica domnului ministru Tătaru, care spunea că speră să fi învățat niște lecții. Eu aș fi mai puțin delicată decât domnia sa și înțeleg așa. Acum când tragem linie, în momentul în care OMS-ul spune că, din fericire, SARS-CoV-2 nu mai este o urgență medicală la nivel mondial, România n-a învățat oficial nimic, la nivel general, la nivel național. Evident, fiecare dintre noi a tras niște învățăminte, a învățat niște lecții și mă refer și la medici, și la politicieni, și la noi cetățeni. Pe principiu, fiecare după posibilități? Cam așa ceva, pentru că dacă ne uităm în mod onest la chestiunea asta, vedem că nu s-a schimbat practic nimic. Nu avem alte proceduri, nu putem trage linie și să spunem am învățat X, Y, Z și din acest motiv vom face A, B, C, D. Din păcate. Discutau invitații tăi, Raluca, foarte aprins și evident justificat despre educația noastră, educația noastră sanitară. Și aș vrea să vă dau din nou alte vești proaste. Sună foarte bine ceea ce ați discutat la nivel teoretic, dar Parlamentul României tocmai a trimis înapoi, a făcut sânder un proiect care viza introducerea cursurilor de prim ajutor în școală, dintr-un motiv foarte simplu. România nu are bani să financeze un astfel de proiect. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la ceea ce discutăm aprind zilele acestea în educație, vedem că, așa cum puncta și domnul doctor Apostolescu, din nefericire, biologia, chimia devin materii opționale.
Asta în condițiile în care cel mai recent studiu de lungă durată, care a verificat literația elevilor din România, arată că 42% dintre elevii de la noi nu sunt în stare să înțeleagă informația dintr-un text. Aproape jumătate, aș repeta asta în buclă împreună cu tine, că am mai avut noi niște emisiuni în care spuneam lucruri pe care le-am repeta. Cât de mult contează, ce mare este procentul acesta și cum se vede în situații cum a fost pandemia? Hai să ne gândim cum se va vedea în următoarea situație de urgență medicală, nu neapărat o pandemie, în condițiile în care reluăm toate lucrurile pe care le-am pus mai devreme pe listă. România la nivel oficial n-a tras niște învățăminte, n-a luat niște măsuri în baza lor. Doi, elevii sunt din ce în ce mai prost pregătiți în școală, ca dovadă că nu înțeleg ceea ce teoretic ar trebui să învețe. Materiile care ne-ar ajuta să înțelegem cum funcționează organismul nostru, cum funcționează o boală, cum funcționează un vaccin, devin opționale. La ce să ne așteptăm? Data viitoare, când ne vom întâlni, cum spuneam, cu o altă situație de urgență medicală, credeți că vom reacționa mai bine? Credeți că o campanie de vaccinare va fi mult mai eficientă decât cea prin care am trecut? Și să nu mai vorbim de comunicarea acestui subiect, îi spuneai tu, controversat. Eu aș prefera să-l numim un subiect, evident vorbesc despre vaccinarea împotriva COVID, neexplicat și prost comunicat. Și pentru că vorbim de lucruri despre care nu vorbim de obicei sau vorbim ineficient sau insuficient sau poate doar parțial, aș merge din nou la domnul Nelu Tătaru. Apropo de discuțiile despre alcool și droguri, am văzut dosare în ultima vreme cu droguri în școală. Apropo de discuțiile lungi, interminabile despre educația sexuală în școli, educația despre alcool în școală, educația despre droguri, pentru că au spus anumite persoane invitate la noi în emisiune că poate și poliția a fost discretă, familiile au rugat ca în cazuri în care s-a vorbit despre deces la copii din cauza drogurilor sau despre cazuri grave de dependență, a fost așa dorința familiei să nu fie mediatizat pentru a proteja. Dar de unde și până unde tăcerea protejează și nu devine un catalizator al situației grave? Din nou, așadar, domnule Tătaru, cum vedeți dumneavoastră aceste discuții despre educație, vorbind și despre alcool și despre droguri și despre educația sexuală, având în vedere că avem cele mai multe mame minore din întreaga Uniune Europeană? Da, cred că ne-am obișnuit într-un mod prost, să spun, să ținem doar la nivelul de discuții. Noi în medicină spunem că nu putem trata o boală până nu recunoști cu aia. Cred că să aducem pe tapet și să spunem efectiv că avem un flagel al drogurilor, care le găsim și în școli în acest moment, că avem o lipsă de informare, că avem o lipsă de informare medicală, că toate, eu știu, informațiile pe care ar trebui să le aibă tinerele fete nu le au, că tot ce înseamnă alcoolul, care sunt, eu știu, toate relele pe care le aduc aceste lucruri, să le putem explica la nivelul de înțelegere al fiecăruia, că dacă acum aș aștepta ca toată lumea să treacă materiile de bază, cred că vom avea mult de așteptat ca să putem să facă, să facem să înțeleagă efectiv ce înseamnă acest flagel. Eu am antrenat o discuție acum vreo luni de zile în cadrul Comisiei de Sănătate pe un proiect de lege care aducea folosirea cannabisului în scop medical. Dar acel proiect de lege începea destul de pompos regimul juridic al cultivării, transportului, depozitării și la urmă era atașat în scop medical. Credeți-mă, eu ca și Comisia de Sănătate nu am înțeles dacă eu în acest moment am niște medicamente care sunt la nivel european, de ce nu le-aș folosi în scop medical și în ce condiții, pentru ce patologii, cine le prescrie, ce facem cu dozele care nu s-au consumat, cine le strânge, cine le depozitează, cine le distruge. Cred că ne învârtim în jurul cozii și legislativ, mă refer în acest moment. Jurul cozii și problemele rămân în realitate acolo unde sunt. Deci, mă întorc, trebuie să recunoaștem că avem acest flagel. Și este. Recunoscând acest lucru, le putem lua fiecare în parte. Și drogurile din școli, și alcoolul la tineri și nu numai, și educația sexuală în școli, care trebuie să vină de la vârste fragede, dincolo de ce spune cutuma, dincolo de ce spune, eu știu, pudoarea. Avem aceste discuții acasă cu copiii noștri sau va trebui să înceapă școala să le aibă? Cred că recunoașterea lipsurilor este primul pas și de aici cred că ar trebui să decurgă toate.
Domnule Apostolescu, cum vi se pare această abordare a educației care nu atinge până la urmă, cum spunea domnul Tătaru, ne învârtim în jurul cozii, apropo de educație sexuală, informare despre efectele consumului de alcool și de droguri? În continuarea discuției de mai devreme despre educație, sanitarii pricepuți și alte asemenea lucruri. Nu știu dacă ne mai aude domnul Apostolescu. Trebuie să mă repet. Da, prefer să vă repetați. Lucrurile utile trebuie repetate, mai ales când avem o lipsă de educație pe acest subiect. Repetați-vă fără să vă stresați. Educația este un tot. Nu pot să mă educ pe o bucățică. Nu pot să mă educ doar pentru sănătate și să nu mă educ și pentru mediu. Nu pot să mă educ pentru mediu și să nu mă educ și pentru performanța într-o profesie. Educația este un ansamblu. O facem cum trebuie, vom avea rezultate. Sau o să avem, cum am văzut că exista în Statele Unite acum 30 de ani, specialist în gastrocnemian de Drosophila melanogaster, adică un om care știa un mușchi dintr-o muscă, da? Și care în restul câmpului cognitiv era zero. Și o să avem astfel de indivizi care performează în domenii foarte înguste, dar care în restul societății nu pot să performeze și nu înțeleg nimic. Dovadă că am avut o groază de specialiști, inclusiv în zona medicinei, care nu s-au făcut de râs în specialitatea lor, dar care nu erau capabili să înțeleagă fenomenul pe ansamblu. Da. Sau alte persoane educate din afara medicinei care de asemenea nu puteau să înțeleagă fenomenul pandemic. Pentru că facem o astfel de educație cu spectru îngust. Ca să zic așa, o educație tunelară. Când educația ar trebui să fie circulară, sferică. Ioana, apropo de educația asta sferică și pentru că vorbim și de legile, practic vorbim de toate în același timp când vorbim de sănătate, de educație. Îmi spunea domnul Nelu Tătaru că nu la nivel de minister sau la nivel oficial, vorbind de legile educației, Ministerul Educației nu a contactat specialiști din sănătate sau cel puțin la nivel de minister. Apropo de ce ar trebui să conțină acele sine qua non, legile educației, cum ți se pare această lipsă a inițiativei? Ar trebui ca Ministerul Educației să întrebe și alte domenii de specialitate la nivel instituțional de lucruri esențiale care ar trebui să se regăsească în legile educației? Eu nu cred că cei responsabili din Ministerul Educației nu sunt conștienți de asta. Nu asta mi se pare problema fundamentală. Și lucrurile sunt mult mai simple. În primul și în primul rând, cred că e o chestiune care ține de onestitate. Cineva de la nivel înalt ar trebui să vină și să ne spună cu subiect și predicat. România își asumă sau nu își asumă o decizie astfel încât școala românească peste câțiva ani de zile să producă indivizi perfect funcționali în societate, cum spunea și domnul doctor Apostolescu, sau nu. Dacă ne uităm la modelele de succes din educație, la orice țară pe care vrem să o dăm ca exemplu, fie că ne uităm la japonezi, fie că ne uităm la țările nordice, vom vedea că la un moment dat a existat o decizie politică asumată, ceea ce a însemnat inclusiv investiție din punct de vedere financiar, că toată lumea s-a așezat la aceeași masă, și politic, și societate civilă, și experți în domeniu, și vreme de o perioadă de timp n-a făcut altceva decât să lucreze la un proiect în mod onest, nu pe genunchi, nu mimând dezbateri, cum am văzut noi în ultimele luni în România, pe deja mult prea discutatul, din păcate, în sens negativ, pachet de legi ale educației. Și atunci revin. Vom purta această discuție în termeni similari și peste 6 luni de zile, și peste 1 an, și peste 2 ani de zile, până când politicul nu-și va asuma că educația devine cu adevărat proiect de țară și finanțăm ceea ce ne propunem pe hârtie. Nu mai avem foarte mult până la finalul emisiunii și m-aș întoarce tot la domnul Nelu Tătaru în calitate de fost ministru, pentru că aparent am divagat puțin spre educație, dar după părerea mea, având în vedere că acum pandemia este oficial încheiată la nivel mondial, rămânem cu lecții și cu ce putem face de acum încolo în situații mai mult sau mai puțin similare. Așadar, domnule Tătaru, cu ce ar trebui să rămânem în urma, să zicem, acestei discuții de astăzi, de o oră, referitor la pandemie și de ce nu la educație și la a ne ridica nivelul nostru de cunoștințe și de conștiință din acest punct de vedere?
Eu, după 2020, spuneam un lucru, o criză sanitară cum am avut-o, va trebui să reprezinte un declic în tot ce înseamnă reforma în sănătate. Cred că acel moment, 2021, să spun, era un moment în care și populația, opinia publică ar fi acceptat mai ușor o reformă în domeniul sanitar. Sunt 2 ani pierduți, ca să spun așa, în condițiile în care încercăm să reparăm ceva și să sperăm că am învățat ceva din această pandemie. Da, într-adevăr, un virus nou, un dușman nou, să-i spun între ghilimele, este cel care aduce și provocări noi. Dacă este să pun, să spunem, pe primul plan, cred că ceea ce ne spunea domnul doctor Geant reprezintă un nou început pentru o nouă pandemie. Suntem undeva mai sus decât am fost în 2020 la a putea previziona ce se întâmplă. Noi eram obișnuiți atunci să știm că dacă un val era în Europa prezent, cam în 2-3 săptămâni ajungea și la noi. Mergea mai mult pe măsuri sociale decât pe măsuri, să spunem, realmente medicale. Cred că această pandemie ne-a învățat că cercetarea trebuie să existe în România, că cercetarea trebuie să fie dezvoltată în România, că trebuie să avem un tratament personalizat, că trebuie să avem o industrie farmaceutică a noastră, că trebuie să avem o industrie de materiale sanitare a noastră, că va trebui să dezvoltăm mai mult acest sector, că va trebui să facem niște facilități acestui sector pentru a putea exista și a se dezvolta în România și noi, ca și cetățeni, să înțelegem un element, eu știu, de criză sanitară, este totuși ceva mult mai important decât o anvergură politică pe care o putem lua în acel moment. Am văzut că se discută despre angajări la stat. Sănătatea, din fericire, este scutită. O altă fațetă a lipsurilor din domeniul sănătății, care s-a văzut foarte puternic în pandemie, a fost lipsa personalului medical. Și așa, pe final, v-aș mai întreba dacă, după părerea dumneavoastră, se vor finaliza cele 3 spitale regionale în termenul anunțat 2027 și celelalte unități spitalice și în 2026, așa cum este prevăzut. Cred că desfășurăm totul un pic cam românește. În 2020, fiind ministru, semnam niște contracte la cele 3 spitale regionale. Pare foarte rău să observ că astăzi, la 3 ani distanță, suntem cam tot în acel moment. Cred că termenul de 2026 este foarte aproape și dacă nu grăbim acele, eu știu, contracte de execuție la care se aflăm cel puțin cum este spitalul regional din Iași, să putem începe măcar aceste lucrări, să dăm perspectiva unei construcții, ne vom afla și în următorii ani cam tot în așa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tătaru, mulțumesc tuturor invitațiilor. Da, așa este, o veste bună, pandemia oficial s-a încheiat, dar să nu uităm că în mod real vor mai fi niște valuri, într-adevăr, de mai mică anvergură și a ști ce să facem în situații de criză ne ajută foarte mult. Educația, chiar dacă pare o divagare de la subiect, nu este deloc o divagare și are o foarte mare legătură cu capacitatea de a răspunde și de a ne salva în cazuri cum a fost această pandemie. Eu sunt Raluca Alhadad, vă mulțumesc pentru astăzi. În scurt timp, la ora 12, colegul meu, Andrei Gheorghe, va vorbi aici la Prima News despre ordonanța de reducere a cheltuielilor și despre substanțele toxice din legume despre care am auzit în ultimele zile. Andrei? Bun găsit, Raluca, bun găsit tuturor. Plecăm cu discuția de la ordonanță și de la proiectul anunțat ieri de Ministerul Finanțelor, ordonanța de reducere a cheltuielilor. Se vorbește despre înghețarea angajărilor la stat, mai puțin în sănătate, în educație. Pe de altă parte, ministrul Lucian Bode săptămâna trecută spunea că ar mai avea nevoie la Ministerul de Interne de circa 30.000 de angajați. Discutăm și despre PNRR și despre ce fonduri am putea pierde din PNRR, pe care, în cazul în care le pierdem, va trebui să le înlocuim cu împrumuturi de pe piețele externe, în condițiile în care am împrumutat deja până acum jumătate din necesarul pe 2023. Pe partea a doua discutăm despre hrană, despre cazul de la Buzău, legume vândute cu niveluri de 8 ori mai mari decât nivelul normal de substanțe toxice, de pesticide. Încercăm să răspundem
la întrebarea dacă situația aceasta este una locală sau se regăsește în mai multe locuri din țară. Discutăm și despre cereale, pentru că în toată Europa, inclusiv în România, se discută despre interzicerea importurilor cerealelor ucrainene, însă sunt contracte în derulare, încheiate între traderi și fermierii ucraineni și măsura, bineînțeles, nu se poate aplica retroactiv. Practic, or să mai intre pe piață cantități însemnate de cereale ucrainene. O să discutăm cu ministrul Agriculturii, Petre Daia, pe ambele subiecte. Vă aștept de la ora 12. Mulțumesc, Andrei. Vă mulțumesc și dumneavoastră încă o dată că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine la 9 fix pe Prima News. Să fiți acolo.